Bună ziua, ne revedem, ediția a doua din acest sezon, am înțeles că așa se numesc că etapele acestea sezon sau sezoane, ce scuze. Este o nouă întâlnire a podcastului de istorie sibiană și trebuie să continuăm și am ales pentru această toamnă subiecte cotidiene, să spunem, despre viața cetății și comunității în general. Am început cu vecinătățile și astăzi să continuăm cu niște momente chiar interesante din viața urbei noastre. Ne urmăriți, deja ne urmăriți dacă vă uitați la podcast, dar trebuie să le să știți că nu numai pe YouTube, dar și pe platforma Academia.edu și pe Spotify sau pe Google Podcast, deci ne puteți și urmări și asculta. Trebuie să mulțumesc celor care ne sprijină financiar pentru, în acest demers, pentru realizarea lui, adică o Consult, Gama, SRL, Sibiu, Mihai Onițiu, Brocarajul în Asigurări și Lucian Huniedi, un prieten drag care, cărora la toți patru de fapt le mulțumesc. Cum îi mulțumesc și lui Răzvan Marco și îi mulțumesc și lui Florin Bădilă că mă ajută cu uh, partea tehnică. Astăzi nu mai facem nici chestionarul Herman, nu reiau nici nu CV-ul, nu prezint nici invitatul într-un fel aparte Pentru că a mai fost alături de noi într-o ediție, chiar o ediție reușită și care observ că este foarte urmărită Și apreciată în măcar în mediul nostru istoric pentru dezvoltura sa Liviu Câmpianu, bine ai revenit! Bine, te-am regăsit! Sper să creăm același spirit și în jurul acestei întâlniri. Să încercăm. Și spun sincer de unde am pornit. Cu siguranță ți amintești, pentru că ai fost invitatul meu și atunci când organizam în urmă cu ceva ani la Cafe Vin, deci în piața huetă, acele întâlniri care se numeau seriile Sibiului da. și mi s-a părut foarte interesant să povestim și, mi și am crezut și nu m-am nu am greșit că ești persoana potrivită, adică aceea de a ne povesti despre cel mai odios om care al, nu al Sibiului, dar pe care sibieni îl consideră a, ca atare, Gabriel Batori, care, săracul, și-a cam, a cam umilit orașul nostru și atunci ne-a făcut o prestare foarte frumoasă. Și povesteam despre ea și am continuat despre ea și la un dat de fapt împreună am găsit subiectul temei de astăzi și am zis haide să povestim despre ce capete încoronate ne-au vizitat orașul în perioada medievală și renascentistă, pentru că, într-adevăr, dacă ne uităm și în cronica orașului, vedem că avem câteva astfel de nume care apar mai des sau mai puțin des, sau care aveau o relație cu Sibiu, nu neapărat că au fost aici, dar aveau și o relație cu Sibiu mai aparte, în sensul că mai, poate era mai strânsă sau poate era conflictuală. De ce nu? Și de aici pornim. Desigur, dacă. Gabriel Batori, sau vizita lui Gabriel Batori la Sibiu reprezintă un antiexemplu. Bine, deci, n-a fost vizită. Aia n-a fost chiar vizită. Vizita, vizita cu ghilimele de rigoare. Deci dacă reprezintă un antiexemplu, există și câteva vizite regale care s-au -au desfășurat bine. Și atunci fenomenul ăsta merită puțin urmărit în, în deplină sa complexitate și anume de văzut ce, ce înseamnă vizitele astea regale pentru oraș în general mm -hmm. și pentru Sibiu în particular și concret care sunt și care era efortul care, pe care îl presupuneau asemenea vizită regală? Mm -hmm și cam cum se desfășurau ele, ce știm despre ele și cam cum se desfășurau și există uh, experiențe plăcute ale sibienilor cu suveranilor și experiențe mai puțin plăcute ale sibienilor cu suveranilor, cum uh, menționez și tu cazul lui Gabriel Batori, pe care o să-l dezvoltăm. Nu, nu o să fie punctul central al întâlnirii de astăzi, de dar vedeam. o să-l să atingem și o să-l dezvoltăm. Noi vorbim aici de Curtea Regală, deci de fapt de vorbim de regii Ungariei, uh, Poate o să amintim un pic și de niște, să spunem, principii valahie, țării și Moldova, care au mai poposit pe la noi, dar vorbim și de alte structuri, Statele medievale al căror căpete, capete, încoronate au fost la Sibiu, nu? Păi eu cred că premiza discuției de astăzi este, sau pentru ascultătorii pasionați de istorie, dar mai puțin familiarizați cu realitățile medievale și premoderne, trebuie reamintit faptul că Transilvania a fost o provincie a regatului Ungariei în diversele sale forme, fie că e vorba despre regatul medieval, fie că e vorba de Principatul Transilvaniei sau de monarhia Habsburgică sau de, de de monarhia austro ungară în la 19. Deci a doua jumătate a secolului XIX, deci a fost o provincie a Regatului Ungariei. Și uh, autoritatea centrală a fost întotdeauna suveranul Ungariei. Practic, putem vorbi de faptul că uh, curtea scuzați cacofonia că cu, da? Deci curtea regatului Ungariei era practic inima întregului regat și cum pulsa curtea, așa, așa aceste bătăi de inimă erau propulsate, să zic așa metaforic vorbind, în, în întreg regatul. Și noi trebuie să știm că această curte nu era neapărat fixă, nu ei nu aveau capital urmează, urmează să ajung și aici, deci prima, prima capitală a regatului a fost Estergom, în epoca arpadiană, a doua capitală a a fost în epoca Angevină Visegrad și Buda abia din epoca lui Sigismund de Luxemburg, deci din secolul 15 și până la 1526, 1541 mai, mai precis. Probabil că de pentru că curtea aceasta regală era la Estergom, cred că de aceea au și ales ca reprezentativitatea religioasă a sașilor să fie legată de Estergom. Sigur că da, deci colonizarea sașilor și mai ales a provinciei Sibiene, se, leagă de, episcopul de Estergom, care a avut o, o contribuție majoră pentru, pentru alegerea uh -huh. uh, zonei de sud și de sud-est a Transilvaniei pentru colonizarea să sească. Dar asta este altă poveste. Aș dori să, să fac o mică schiță sau mă rog, aș dori să să relev puțin ce însemna curtea regală, pentru că dincolo de cuplu regal mișunau o sumedenie da. de de prelați și baroni și drăgători în jurul regelui și practic era o, o lume în sine curtea, curtea regală. Și uh, printre dregătorii cei mai importanți sau al doilea om în stat era întotdeauna Palatinul Ungariei. Care curtea, avea... ca să înțelegem astăzi, de fapt cum ar fi astăzi guvernul cu tot aparatul administrativ? Da, doar ori. că în Evul Mediu nu exista uh, putere exact, executivă evident, și legislativă, evident. ci toate erau acumulate de rege și de anturajul său. Corect. Și, re și legăturile regelui cu, cu anturajul său erau personale. Legăturile strict persoana regelui cu persoana baronului cu tare sau prelatului cu tare <gânt> sau familiei cu tare și așa mai departe. Deci, după. principalul drăgător era fără, doar și poate Palatinul. După ce urma judele curții, după ce urma voivodul Transilvaniei, era al patrulea om în stat, al treilea după rege, după ce urmau banii Slavoniei, Croației, Dalmației, banul de Severin, comitele Cumanilor, comitele Secuilor. Și apoi dregătorii de curte, cum era, în primul rând, Tezaurarul, foarte important, el se ocupa de, de finanțele de finanțe nu doar de ale sus. curții, nu doar ale curții, ci și ale întregului regat. Uh, era com, uh, era uh, com, Comisul, mai marele grajdurilor regale, să zic așa, și mai marele ușierii, ușierilor regal Magister Agazonum era un personaj foarte, foarte important pentru că de el nu trecea nimeni și de ușierii regali nu nimeni. Uh, nu trecea nimeni. Și uh, dincolo de, 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 de curtea, de acești dregători, uh, din proximitatea regelui, exista o curte similară în oglindă, dacă vreți așa, curtea reginei, care avea exact aceeași dregător, doar pentru, pentru, în, în anturajul ei propriu. Și fiecare dregător avea și el câțiva oameni în jurul lui. Bineînțeles, existau, a, existau adjuncți așa și pe lângă dregătorii, pe lângă dregătorii care își petreceau timpul, să zic așa, sau majoritatea timpului și îl petreceau în anturajul regelui, bineînțeles că existau o sumedenie de reprezentanța ai orașelor, reprezentanța comitatelor, divers sol străini, solul sultanului, fel de neguț, negustori, fel de fel de artizani, fel de bineînțeles regele era sau întreba, ar dădea bine să fie și și un mecena, erau fel de fel de de artiști și, și, și oameni uh, oameni cu preocupări uh, spirituale. Uh, și, bineînțeles, uh, bineînțeles, o sumedenie de, de oșteni. Da. Uh, capitan de oaste, și oșteni, și cavaleri, și de toate felurile. Acum, la Curtea Regală a Ungariei nu era foarte diferi diferit de celelalte curți. Uh, uh, în general, în toată Europa, așa era. Uh, bineînțeles. Uh, și scuze, chiar și. Uh... Să zicem, conducătorii republicilor aveau aproape același aparat în jurul lor. Bineînțeles că le, bineînțeles, ziceau, religio, le, ziceau, sau... le ziceau republici, dar nu erau republici în sensul modern nu. al cuvântului, nu erau republici constituționale, ci erau practic tot niște monarhii uh, uh, elective, să le zicem. Exact. așa. Uh, la Cu termen redus. Da, sigur, ei, ei, teoretic erau realești, dar în realitate putea să, puteau să fie realești o viață întreagă. An de, de an bine, puteau da. să fie realești. Cazul lui că... Francesco Foscari, adică bine, tot Dandolo, sincer, da. Da. da, sau Enrico Dandolo mai, mai devreme. Deci, interesant este că toate evenimentele astea de la curte de la simplele mese ale regelui până la, până la baluri, până la recepții oficiale, turniruri chiar existau. De exemplu, la curtea de la Vișegrad, Matia Corvinul a, a amenajat un, un turnirodrom, să zicem așa, deci un loc special în, pe care, în care se sau pe care se desfășurau turniuri. E măreția curții Ungariei, bineînțeles, a apălit după lovitura de la Mohács și după Uh, mai ales după ocuparea Ungariei centrale de către Imperiul Otoman în 1541, regele fiind nevoite deci Ioan Zapoia, fiind nevoi, nevoit să se retragă inițial la Lipova și după aceea în Transilvania și uh, urmașii săi, adică reginea Izabela Iagelonca, soția și, mm. și Ioan Sigismund Zapoia, fiul, au fost nevoiți să și încropească o curte uh, în exil, să zic așa, pentru că Buda fusese ocupată de otomani definitiv la 1541 în Transilvania. Și s-a găsit ca formulă de compromis uh, Alba Iulia. Alba Iulia fost a, fostul sediu episcopal, de specificat, faptul că în capitala medievală al Transilvaniei, capitala cu ghilimele de rigoare. Nu era Alba Iulia. Nu era Alba Iulia, era Deva. Exact. Și uh, Deva să știi că a fost cea mai longevivă reședință capitală a Transilvaniei. Da, poate pe toți, Și a pe al, și Alba Iulia și Sibiu și, și uh, deci reședința voievodală era la, la Deva și reședința comitetului secuiesc, care secuime nu era aceeași cu Transilvania, cum era secuime separat, era la Gurghiu, care totuși ținea de comitatul Transilvania în Turda. Cetatea Gurghiu ținea da. de, de, Turda. Uh, și deci la mijlo, pe la mijlocul secolului 16 acești regi, ultimii regi epigonii, marilor regi angevini și, și regi electivi, Huniaz și Iagelon și așa mai departe, Sapuiești, zic, s-au stabilit la, la Alba Iulia în această curte episcopală și au găsit un artificiu, adică la 1500 spre 1540 funcția de, sau demnitatea de, de episcop al Transilvaniei a rămas vacantă și nu a, mai fost ocupată în tocmai în ideea de a, de a se crea un, un, o, o, nouă bază a curții regale. Și noua bază era creată, deci, odată din averile personale ale sapoieștilor și a doua din, din, aceste, din aceste stăpâniri ale episcopului Transilvaniei, rămas vacante și preluate, secularizate, să zic așa, de către dinastia sapoioi. Dar a fost o curte improvizată, pentru că nimeni nu și-a imaginat că situația o să dureze, adică Principatul Transilvaniei, inițial, a fost... A durat aproape totdeauna, de fapt. A durat 150 de ani, dar se, se dorea o, o organizare provizorie, adică provizoratul ăsta s-a tot prelungit timp de 150 de ani. Și atunci Chiar a... și mai mult, pentru că după aceea preluarea, să spunem, la tot ce a asta de Curtea Habsburgică, a anulat Curtea Maghiară. De, sigur că da. Pentru totdeauna, repet. Și după aceea, formu formula cu marele al Transilvaniei din secolul XVIII era deja altă poveste, deci nu, nu, mai nu se mai suprapunea realităților exact. medievale târzi și moderne timpurii. Uh, curtea de la Alba, Iulia, să zic așa, sau Curtea Zapoieștilor și a Principilor Transilvaniei era la o scară mult mai redusă, desigur, a scăzut de la rang de, de regat la rang, la rang de principat uh -huh. și la o scară mult mai, mult mai redusă, de pildă, Palatinul și Judele Curții, uh, cele două dregătorii s-au -au unit, au devenit una singură și uh, o funcție foarte, foarte importantă la, a avut-o Tezaurarul și marele, și capitanul oștii, fă capitani, sau general, capitanul comandant al, al oștii Transilvaniei. Cred că cel care se apropie cel mai mult de acel vis, care deja era vis în acel moment, al curții regale, e Gabriel Betle, nu? Da, și racoțeștii, și în secolul XVII. Ce vreau să zic este că, deci, această curte în, în miniatură era destul de diferită față de, de, de structurile medievale ale regatului Ungariei. Desigur, și principesa Transilvania avea propria curte, dar, dar, la o scară mult mai redusă. Și chiar și așa, personalul, trei personalul curții putea varia de la 200 la 700 de persoane. În vremea lui Opofi, la sfârșitul secolului 17, când se presupune că principatul Transilvaniei era destul de slab și, și, resursele infinit, infinit mai, mai scăzute decât în secolul 16, erau 703 persoane la curtea princiară, mm -hmm. dintre care nici măcar 10% nobili. <coughs> Erau foarte mulți slujitori laici și foarte mulți oșteni care asigurau paza. Și printre dregătorii curții, deci era magister curie, deci mai mare, logofătul cum ar veni, șeful Perfect. curții, era iar șeful ușierilor care a rămas șeful, șeful grajdurilor regale, comisul, Uh, și mai era spătarul, o funcție preluată de principii Transilvaniei cred că de la voivozii Țărilor Române și spătarul la curtea principiilor Transilvaniei era, uh, era șeful gărzilor domnești. Peste magister agazonum, deci peste da. peste mai marele ușierilor uh, uh, plus că ei trebuiau exista exact și această uh... Mișcare interesantă, în care trebuie să satisfaci absolut toate credințele creștine, trebuie să ai și atâția. Da, de la, de atâția la, de la mijlocul secolului, secolului al XVI-lea, printr-o hotărâre dietală, cele trei națiuni da. politice ale Transilvaniei, deci nobilimia transformată încet, încet în nobilimia maghiară, Secuimea și, și Patriciatul Săsesc aveau un număr egal în consiliul exact. princiar restrâns, adică erau 12, dintre care 3 sași, 3 unguri, 3, 3 secui și restul erau, din, deci cele ultimii 3 erau dregătorii apropiați, deci din, din, intimitatea, din, din intimitatea principiului. Acum, bineînțeles că și la Curtea Transilvaniei se organizau o se organizau recepții ale Normal. solilor străini, ale sol, solii sultanului otoman sau solii veniți din partea, din partea monarhului habsburgic sau al regelui Ungariei superioare ce, răma, ce rămăsese după împărțirea de la 1541 desigur, erau întreceri întreceri cavalerești ba chiar se știe, de exemplu, că Sigismund Bathory știm că era un excentric ca și, a și nepotul său Gabriel dar a fost, Spun eu totuși de o calitate intelectuală mai bună Sigismund Bathory Sigismul a fost un renascentist. deja cu un picior în baroc deja cu un de fapt. picior solid în baroc vale. dar ce vreau să zic apropo de, de curtea sa și de, de, de un mod de viață care de, 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 deja se depărta tare mult de, de, epoca lui Matia Corvinus sau lui Sigismund, deci Sigismund de Luxemburg, deci Batori, zic, juca fotbal cu mercenarii italieni în curtea Palatului Princiar. Nu da, ca cel calcio italian, nu știu cum, e, nu era chiar ceea ce știm noi astăzi, fotbal, dar e forma aceea de calcio. Da, bine, se juca cu mingi acum nu fotbal, zic eu acum, da, dar... Este, s -s -s... nu, este pe Netflix, culmea, este unicul episod la care m-am uitat pentru că a fost unicul interesant, pentru că da, vorbea de o antropologie europeană, el se mai joacă în Firenze, În, Flo în Florența este foarte activ și în tot așa cartierele se bat între exact. ele. Exact. Dar este înfiorător de violent. Deci acolo nu este... E un fel mai degrabă de rugby sau fotbal australian, de fapt. Acolo și este... Și în mediu, Deci în epoca, în epoca lui Boccaccio, jocul acesta cu mingea era... La, la jocul cu mingea participa tot orașul. Da, da, da. da. Și care... care reprezentantul cărui cartier reușea să, să Asta, scoată era. mingea pe poartă, ăla era câștigătorul da. și... Bine, era o amestecătură între rugby, handbal, fotbal, mai puțin, dar și fotbal. Era o brânțăleală violentă, da, adică da, se... ceva... asta asta își, își reglau conturile. Da. Și uh, pe semne că... Le nu aveau le... destule război în peninsula italiană. mai trebuie să știu. Da, și, și în timp de pace și și între ei. Uh, apoi, iarăși, o, o scenă interesantă de la Curtea Princiară și cu asta, cu asta vreau să închei uh, într-o primă fază subiectul despre Curțile Princiare. Uh, mi-aduc aminte acum în timp ce discutăm mi-aduc aminte de memoriile principiului Ianoș Chemen care vorbește despre Moise sechei uh, care la 1603 a ajuns pentru scurt timp principi al Transilvaniei în fine profitând da. de, de uh, rivalitatea dintre Habsburg și Otomania și scrie principele în memoriile lui că Seichei a fost un adevărat erou, doar că până la urmă tot numai un țăran în secuia rămas că îl trimitea pe cancelar la bucătărie să vadă dacă, dacă, e gata mâncarea, ceea ce nu se făcea, deci mâncarea venea când venea, adică exista un protocol care era urmat și nu, nu îl putea trimite și mai ales pe cancelar, exista un magister cu finarius, deci un bucătar care se ocupa de asta, nu îl trimitea pe cancelar care era șeful um, diplomației externe, să zic, așa, să vadă dacă e gata mâncarea la bucătărie. Dar aveam etichete, nu tipice și la această curte a Transilvaniei. Bineînțeles, chiar de curând, de curând colegii de la Muzeul din Alba Iulia au scos o, o carte de bucate din, din, de la Curtea Principilor Transilvaniei și există, se știe cam, se știe există și carte de bucate a anei. Nu, Vorine dar trebuie dacă și... erau etichete în sensul că exista o anumită vestimentație, exista anumite... Uh, ore speciale. Da, bineînțeles. Erau toate... un fel de a te aplica în fața principelui. Bineînțeles. De... Și în funcție de, în funcție de, de cine erai, uh, aveai, o, aveai o, cum să zic, o, nu, aveai un set de norme pe care trebuia să le aplici în fața principelui. Dacă erai baron, de exemplu, erai invitat personal la dietă. Dacă erai doar un nobil din comitate, nu. Venea invitația pentru toți nobili din comitatul Turda. Și zic. o întrebare, de ce dietele nu erau fixate la Alba Iulia? În schimb, curtea de bine de rău era fixată la Alba Iulia, în mare măsură, la timpului. Uh, dietele erau chemate în funcție de necesități. Și dacă Dieta erau era problemă... explicăm, este ceea ce ar fi astăzi Parlamentul. Da, dar putea să fie dietă, dietă uh, generală sau putea să fie dietă parțială. Mm -hmm. Putea să fie doar dietă comitatenză. Până și universitatea să sească. Universitatea în paranteză fie spus, nu era o instituție de învățământ, ci era această de universalitate. Universitatea, adică o comunitate politică. Exact. Și până și întrunirile universității erau tot un fel de diete ale sașilor, doar Care. că le zicea întrunirea caterinală, pentru că se întrunea în 25. Eu în, sunt convins că de multe ori când citim în cronica orașului Sibiu că diete se ține la Sibiu erau de obicei ale sașilor, nu cea a Transilvaniei. Se ține, de exemplu, dieta Transilvaniei s-a ținut și la Agnita, adică s-a ținut la Bierta. S-a ținut, ținut într-o șură, la lângă Bierna. Turda. Exact. Deci, nu, în, ce în de necesi știu că se necesită. Păi, în biserici, pentru simplu motiv că este spațiu. Deci, în Unică biserică construcție este spa de este și... Da, biserica era multifuncțională, nu era doar pentru. și pentru adunările astea curente, să zic, ale comunității, nu în musai trebuia să vină principele sau regele mm -hmm. sau așa, și pentru adunările curente, deci, dacă se discuta o chestiune curentă, se întruneau se în întrunea biserică. Sau, bine, vara, dacă era frumos, în, în cimitirul de lângă biserică. Corect. Și apropo de. de... sună, dar. Așa este. Da, deci era, era, un loc umbros frumos și apropo de locuri umbroase, mi-aduc aminte că, și, că, nu vreau să divaghez, uh, uh, la curtea de la Visegrad. Uh, Vișegradul este amplasat într-un anfiteatru, așa că într-un anfiteatru pe, pe malul Dunării. Și pe... Castelul. Castelul de la Vișie, nu cetate, este pe vârful dealului, castelul este pe malul Dunării. Și pe una dintre terasele astea era amenajată o terasă cu sub, sub, niște, sub niște tei bătrâni, unde Matia Corvinul obișnuia să-și să să ia masa singur sau doar cu Beatriz de Aragon, asta după 1500, 1476, 75-76, și acolo câteodată obișnuia să-și primească și uh, solii străini. Avem descrierea asta excelentă și, și minunată făcută de Galea Tomarțe, dintre, unul dintre umaniștii care, care a bântuit pe la cortea lui Matia Corvinul, care a căutat prote și găsit protectoratul lui Matia Corvinul. Ce vreau să spun și să închem într-o primă fază cu, cu tema curților regale, da. că toată această splendoare și toată această... Viața, tot acest univers în sine nu era fixat de un loc anume. Da, erau reședințe, cum ziceam, arpadienii la Estergom mm -hmm. sau, sau Vișegrad în cazul angevinilor și așa mai departe, doar că în evul mediu curtea regală era, curte, era o curte itinerantă. De ce? Din motive cât se poate de practice. În primul rând și mai ales, regele trebuia să facă dreptate supușilor săi. Și era foarte greu să aduci tot regatul într-un singur loc, dar era mult mai ușor să duci regele, regele și câțiva dregători sau câțiva zeci sau sute de dregători uh, să-i să duci dintr-un loc în altul. Apoi trebuiau inspectate concret locurile, erau inspectate cetățile, erau inspectate, era inspectată situația orașelor, inclusiv la Sibiu. Au fost trimiși și în alți dregători ai regelui să vadă dacă sunt funcționale sau nu fortificațiile. Iancu de Hunedoara, la 1453, mm -hmm. a fost trimis de rege să vadă uh, cum se află fortificațiile Sibiu? -a, Și-a găsit catastrofa aici, a găsit o, un dezastru. Uh, bun, dar de asta e altă poveste, am, am discutat parțial și în, în întâlnirea noastră Ia, trecută. Da, vreau să te întreb două lucruri. Uh, când am avut în Sibiu, în 2019, Ii? summit Uniunii Europene, uh, na, când am văzut și. Practic, ei au trimis o fișă de, de organizare, deci practic ei au venit cu niște rigori. Aceste rigori trebuie să satisfăcute de către oraș. Căi de acces, salubritatea să fie pusă la punct, la anumite spații închise și așa mai departe. spațiul dinăuntru, primăria trebuie să fie modificat, etc. Na, fiind în acel moment în primărie, chiar pentru mine a fost un proces interesant și fascinant să vezi de fapt care este nivelul la care se, se discută se lucrează. Și mai adaug un lucru, când vrei să fii gazda unui campionat european sau mondial de fotbal sau unei olimpiade, la fel ai un standard pe care trebuie să-l supui, să-l să suporti. Întreb, la curțile acestea era aceeași discuție, adică îți venea regele, dar tu trebuia să ai un standard pe care trebuia să-l asiguri? Da, nimic nou. Asta de... a existat întotdeauna. O să discutăm imediat mai, mai pe larg despre vizita lui Vladislav al II-lea la Sibiu în 1494 mm -hmm. și o să vedem că vizita a fost anunțată și pregătită cu luni, cu un an înainte chiar. Dar în primul rând aș dori să să vorbesc puțin despre aceste vizite regale. Au în istorografie și în, în literatura de specialitate au, au și un termen special, se cheamă entrée royal. Deci intrările regale Era un eveniment deosebit și o cinste deosebită pentru că nu oricine avea cinstea să să fie să fie gazda unui rege sau gazda dregătorilor unui rege, și așa mai departe. Și uh, era, deci, bineînțeles, un eveniment ieșit din cotidian și întotdeauna, întotdeauna uh, o vizită uh, regală sau un antreie din ăsta roial, uh, rămânea cumva în memoria colectivă a comunității, deci, peste tot. Pacifica comunitatea, și exact, rămânea ca un. Moment. Asta, asta ar trebui, da, și rămânea, rămânea în amintirea colectivă, fie că era trecută în cronici. Fiecare îmi au diverse povestiri sau anecdote sau... Cum e cazul, sau mitul lui, care va rămâne la noi în memoria da, colectivă. Da, Deci nimic nou, nimic nou sub soare. Dar, bineînțeles că și de o parte și de cealaltă au existat întotdeauna abuzuri și atunci cumva aceste vizite regale au trebuit reglementate. Uh -huh. Și ajungem, ne apropiem încet, încet de, de, de situația Sibiului, pentru că inițial în secolul, în secolele 13 doar, re, sau până în secolul 13 în regatul Ungariei doar regele avea acest drept de a fi găzduit oriunde, oriunde mergea în regat dar din secolul, din uh, perioada asta tulbure uh, a secolului 13 și mai ales a doua jumătate a secolului 13 regele a început să-și trimită delegați prin, prin regat să se ocupe da. de drept, să împartă dreptatea și să se să, să, să <coughs> să ocupe de problemele curente ale supușilor săi și niște slabi și mai bine aparatul din jur, controla mai bine regatul. Da, și uh, baronii în sine se, se exact. pre prevalau de puterea regală pentru a, cum să zic, pentru a impune și pentru a, pentru a acapara cât mai multe teritorii, orașe și așa mai da. departe. Știm, știm Ladislau, știm exemplul lui Ladislau Khan uh, Și atunci uh, s-a simțit cumva nevoia reglementării scrise a acestor vizite regale mm -hmm. și uh, au, s, -au, s au stabilit, sau limitat, să zic așa. În cazul Sibiului, că despre asta discutăm și a celor șapte scaune, de mai ales a Sibiului, problematica, problematica, vizitelor regale a fost reglementată deja la 1224 prin, prin renumitul Andreanum, prin acest privilegiu care stă la baza tuturor privilegiilor ulterioare, ulterioare ale orașului. Și anume s-a stabilit, regele a stabilit că nu are voie și nu are dreptul în, de, a, de a cere uh, ospitalitatea sibienilor mai mult de, de trei ori pe an, decât de trei ori pe an. Acum, e discutabil trei zile pe an sau trei vizite pe an. Documentul nu specifică lucrul acesta. Voivodul, în schimb, era limitat la doar două vizite pe an. Și uh, Bine, Asta presupun că... Cred că a fost, o, de fapt, o discuție și foarte concludentă cu comunitatea. Până la urmă, totuși, este un efort financiar a comunității enorm. Enorm, bineînțeles. Și atunci, cumva, s-a reglat. Bine... Atât am putea face, atât am putea suporta. Și, bineînțeles, erau deduse din, din dările. Deci, toate da. aceste cheltuieli erau, după aceea, deduse din, din dările încasate de, din, din orașul sau provincia aferentă. Mm -hmm. Totuși, în ciuda... În ciuda acestor reglementări, în secolul 13 nu avem cel puțin din documentele și izoarele păstrate, nu avem uh, prezențe regale de la întreb ceva. Regii aveau uh, niște partipriuri, și le, le plăcea lor să sau aveau și niște sau erau niște obligații mai degrabă. Adică regele Ungar, și apoi de Transilvaniei, îi plăcea lui să meargă, dau un exemplu, la iurea la Cluj sau trebuia să meargă neapărat la Cluj sau la Bistrița sau la Sibiu. Uh, și și, și, și. și, și. Uh, se observă o anumită preferință a regilor pentru Oradea, dar doar că Oradea nu era în Transilvania, Oradea Correct. era în Bihor. Uh, se poate observa o anumită preferință pentru pentru Seged, care, care era orașul principal al părților inferioare ale regatului spre spre Seremşe, spre da. zona dunăreană, Zirmiumul mm -hmm. antic. Uh, pentru Transilvania depindea foarte, foarte mult în funcție de relația personală a regelui cu comunitățile respective. Și de ce întreb? Că am văzut foarte puține vizite regale la Brașov, de exemplu. Da, dar pe de altă parte sunt regi sau, sau voivozi ai Transilvaniei, vezi că, iar cazul lui Iancu de Hunedoara, mai, pe care l-am studiez da. în, în amănunt, uh, Iancu nu a fost la Sibiu. Eu nu știu o dată sau nu, nu am găsit un document sau un care să-l ateste pe Iancu la Am în clarificat schimb, și prezența lui la asediu respectiv că nu a fost așa. Nu, cu... deci nu a existat un asediu în 1443 la <coughs> Sibiu după părerea mea și nu numai nu a existat. În schimb, îl este frecvent la Brașov, pentru că avea o relație excelentă cu brașovenii. Dovadă că a și contribuit cu bani și cu, cu scutiri fiscale pentru construcția bisericii devenită Correct. în secolul 17 XVII, biserica neagră. neagră, biserica parohială la fel și regii. În funcție de necesități și în funcție de uh, circunstanțe uh, puteau vizita sau nu un oraș. La Sibiu, uh, primul, primul rege care vizitează Sibiul este uh, Carol Robert de Anjou în 1324. Și eu am căutat puțin... Pentru cei care ne urmăresc, este acela înfrânt de Basarab la Posada. Da, șase ani Acel mai târziu. Acel Carol Robert de Anjou. Acel Carol Robert de Anjou, înfrânt șase ani mai târziu la Posada în... 9-11 noiembrie. Te contrazic, în sensul, și aici te contrazic pentru a clarifica lucrurile amândoi, pentru cei care ne urmăresc, că ei o să se uită pe cronică și aici apare la 1036 un rege Otto al Ungariei care vistează Sibiul. Dar el n-a fost rege, propriu zis, el era a un pretendent. fost pretendent, la pretendent și de nu. Știm, Bavaria, nu știm, vietel, Otto Vitel, Otto vietel, Brunswick. Așa, nu, de vă Wittelsbach, așa. Da. O, Otto al 4-lea așa. Așa că Otto Brunswick era un cronicat. Da el a fost capturat și dus undeva în apropierea munților acoperiți de zăpadă. Acum, dacă e vorba de munții de lângă Sibiu sau de munții de lângă Brașov sau de munții de lângă Bistrița, nu știm. Și probabil că Zigeru a, a da. supralicitat da. puțin izvorul. Cronica orașului este schisă într-un moment nu chiar romantic. Nu mai, nu mai putem vorbi de romantism în 30, dar încă nu avem Totuși, de atunci au trecut aproape 100 de ani de studiu, și deja cred că anumite. Eu chiar cred că și eu o să încerc, recunosc, nu mă ascund, să regândim un pic cronica orașului, pentru că sunt informații care, deja avem informații în plus și le putem rearanja, să se înțeleagă mai bine. E un demers extraordinar ce a făcut Sigherus în 1930, dar trebuie un pic să evoluăm din acel moment. Și nu doar tu să știi, ci și privitorii noștri să știe că istorografia să se ascunde a secolului XIX și până până prin anii 40, așa. fost C Cumva au supralicitat izvoarele da. existente și au încercat să, să vadă Sașa să și acolo unde nu era. Bine, era de înțeles. Erau într-o primă fază, au trebuit să facă față realității austro-ungare în care ei s-au trezit brusc într-un regat da. care maghiariza totul Există un nou actor uh, cultural, uh, în România. Există o explicație istorică cât se poate de, da. de, de, și cum să zic, o motivație, nu doar o explicație, ci și o motivație istorică cât se poate de întemeiată pentru discursul ăsta istoric. Doar că, ce zic eu, e că trebuie să-l depășim. Evident, total uh, de acord. exemplu, uh, itinerarile regilor Ungariei s-au rescris în ultimii 30-40 de ani. Da. Mai, mai degrabă, tind să cred, un, un specialist, un medievist Absolut. de lui Engel decât un istoric quasi-amator ca Absolut, Zigerus. Absolut, total, total de acord. Bun, care ne Robert ne din dacă din nou ne legăm de cronică, îl vedem foarte des la, îl vedem des la Sibiu, nu foarte des. Nu, o singură dată, la 1324. Am fost, am fost, cred că am mai fost de câteva ori. La 1324 este, deci conform, conform itinerarilor stabilite, cum zic, hmm? de Engelpal și după aceea reluate și verificate de Zuzana Andea de la Cluj, itinerarile Regilor Ungariei în Transilvania da. până la 1427. Este, este un studiu apărut de, de vreo 15 ani, maxim 20, mm. prin 2005, așa, cred, în jurul anului, anului 2005, și deci domnile lor au stabilit că, că deci Carul Robert a fost o singură dată la 1324. La la Dar Cibiu. era un apropiat al Sibiu, sau îl putem gândi? Sau? Bineînțeles, el este cel care a de confirmat Andreanul în 1317. Practic, doar prin intermediul copiei lui Carol Robert de Anjou avem Andreanul. minte, n-am nu, fi cunoscut Corect. documentul și toate confirmările ulterioare ale acestui document. <coughs> conform care a fost reglementată și, și a fost reglementat și regimul vizitelor regale la right. la Sibiu. Practic deci se, se confirmă această confirmare a lui Carol Robert în 1317. Deci a fost un apropiat. Uh, trebuie trebuie uh, evocat puțin contextul mai larg. Uh, Carol Robert s-a impus foarte, foarte greu în Regatul Ungariei uh, și uh, drepturile sale succesorale erau destul de șubre, doar prin faptul că o rudă feminină de-a lui era înrudită cumva cu Andrei al III-lea venețian. Deci era mea este de... în continuare cu Carol Robert de a ajuns ajuns al Ungariei, datorită faimei și puterii politice pe care avea familie familia de Anjou în acel moment. Dacă ne uităm la începutul secolului xiv de fapt, deja din secolul XIII, familia de Anjou este între mari actorii și prin, Europei. Sigur, după, după ce, preiau, Apole, exact, după în... ce preiau regatul în în 1265. Da. Dar, dar ce vreau să zic este și sau ce vreau să evoc este și valoarea personală a lui Carol da. Robert de Anjou, care a reușit să, se impună, să, i azmuță pe, pe baronii Ungariei reciproc, ca el până la urmă să rămână stăpânul, stăpânul, întregului regat și să fie să domine tabla de șac, să zic așa. A fost un eveniment a regatului. Și momentul, momentul în care a încercat să-i atragă pe Saș, că aici vreau să ajung, momentul, momentul în care a încercat să-și să atragă pe Saș, inclusiv pe Sibien, prin confirmarea Andreanului, prin prezența sa aici la Sibiu, este momentul în care se confrunta cu unul dintre cei mai mari magnați și puternici magnați care controla nord Ungariei cu Matei Ceac. Da. Te întreb și te întreb un lucru foarte simplu, pentru că merită, trebuie un pic să-l să clarificăm, de fapt. Care era interesul sau cu... care era plusul sașilor pentru care meritau a fi atrași, negociați de partea unui rege sau nu? Ce aducea ei pe masa de joc? Bani. Pur și, Pur și simplu. simplu. Pur și simplu. Adică, da, erau comunități cu o forță financiară fantastică Stic și care puteau da, recunoaște forța fiind. nobiliară. În primul nobiliară. rând și mai ales, uh, aveau <coughs> destule resurse umane, cât să aibă și producție economică uh, mm -hmm. destul de, destul de uh, cum să zic, apreciabilă și de luat în seamă și de, de, de iscat uh, interesul unui rege, să zic așa, care să suscite interesul unui rege și atunci uh, Eu am explicat-o mai simplu. Ei aveau forța de foarte multe ori, nu de foarte multe, de multe ori găsim o forță financiară mai mare în zona uh, magnaților sași, nu doar din Sibiu, Brașov, Bistița, dacă e a adunat la un loc, decât din, din, de contrapartida nobilimea din Transilvania, cel puțin maghiară. Uh, Comitatele erau aproape pustii. Exact. Adică încă nu erau Dar și ce aveau toate? nobilii? Nobilii aveau titlul de nobil. Ei nu aveau titlul de nobil, că de au și pierdut Aveau acei... un fel de comunitate colectivă, să zicem exact. așa. Dar, Dar cred, că exista, cred că aici a, fost și un joc evident că regalitatea întotdeauna avea nevoie și de acest sprijin financiar. Avea, avea un grup foarte bine organizat și pus la punct, foarte rapid de, și foarte rapid de manevrat, nu se sensul că ușor, dar ei știau să se miște foarte repede dacă te susțineau. Și care aveau nevoie de recunoaștere. Resursele, resursele. Cineva trebuie să le spună: și voi sunteți la fel de valoroși ca și nobilii Resursele lor <coughs> umane și, și materiale se pot vedea în, în capacitatea lor de mobilizare. Da, eu. De exemplu, se știe că dintre Sași și Secuy, în vremea lui Sigismund de Luxemburg, în 1433, s-a făcut un draft, să zic așa, pentru, pentru un, un regulament militar aplicabil la nivelul întregului regat al Ungariei. Și pentru Transilvania avem următoarele realități. Uh, și Secuii sunt câteva mii de oameni împreună, sunt 5.000 de oameni împreună și nobilii din comitate doar 200. Erau șapte comitate, ceea ce înseamnă că în medie erau cam 70 de nobili care ar fi putut, care ar fi avut mijloacele necesare să poată, să poată merge la oaste. Deci aici se vede puterea economică și mai, ales, și mai ales resursele umane de care dispuneau deci în comitate, în turda, în dăbăca, nu erau oameni, sau erau prea puțini oameni și aia care erau, erau de, un de, 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 de punct de vedere economic insignifianți. Așa este. Și chiar și nobilimea, doar cum zici și tu, doar că aveau titlul de nobil, dar nu-i nu ca și cum... Aveau blazon, aveau... Nu toți nu toți. În perioada aia încă nu toți, dar bine, moda în Transilvania apropo, moda cu blazoanele a început abia prin mai târziu puțin prin secolul 17. Ce zic că treabă renăscistă barocă, barocă de dreptul. Bun, hai să revenim la Carol Robert de Anjou. La fel că te întreb la fel. Bănuiesc că venirea lui la Sibiu a fost pregătită. Nu se prima primele primele informații pe care le avem despre pregătirile unei vizite regale la Sibiu <coughs> sunt, sunt, legate de vizita lui Vladislav, Vlad al II-lea în 1494. Dar nu cred că s-a trezit și bine cu el la ușă. Bineînțeles că nu, bineînțeles că nu, el era în Transilvania și mai ales venea dinspre Făgăraș, dinspre Brașov-Făgăraș, mm -hmm. șo, din șo, la Șona i-a testat. Ceea ce mă face să cred că asta vreau să zic înainte, eu am urmărit puțin itinerariile regilor, în măsura în care pot fi ele da. urmărite, înainte și după vizitele de la Sibiu, să-mi dau seama cam pe unde ar fi putut intra în Sibiu. Corect. Uh, și cred că, cu această ocazie, Carol Robert a intrat, venind dinspre Făgăraș, a intrat pe poarta Ciznădiei. Păi aici e o problemă, că pe vremea aceea nu era poarta Ciznădiei. Sau dacă era, era o structură pentru că fortificațiile orașului de sus sunt mult mai târzii. Deci noi vorbim de 1324, ori fortificațiile Sibiu se termină la, 1000, la 1360. Ceea ce hai dacă ar fi să facem așa un scenariu. Eu sunt convins că în momentul acela existau case și pe Bălcescu, erau și pe Mitropoliei, doar era că nu erau fortificate. Doar că nu erau fortificate. În de schimb fortificată, fortificată era în schimb piața, piața mică, mare. Piața huet. Și nu și era nici piața, nici piața mare. Nici piața mare încă. Nu, piața deci fortificația la acel moment, efect dacă vorbim de 1320, poate era piața mică, piața huet, atât. Deci probabil că dacă ar fi intrat pe, în, 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 în Sibiu, el ar fi avut două posibile două intrări și este foarte complicat să, să visăm care ar fi acelea. Una, dacă venea dinspre spre dar ceea ce a foarte bine așa și este, dacă venea din zona asta, din, de fapt sunt două teorii. Dacă venea din zona Făgăraș pe sud, deci cum o lua prin zona cu Cumano-Română, cum era Terra Vlahorum Bisenorum, ar fi venit de pe Bălcescu. Și posibil să fi intrat ori pe turnul sfatului. Pe, pe, sub turnul da. Sau pe unde este, unde era Văvedemul. deci pe exact printre liceul Brucantal, acolo, la intrarea da, în piața acolo. Da, pe turnul predicatorilor. Exact, acolo era o poartă. Dacă venea pe Brașov pe partea cealaltă, deci de la Șonă, la sus pe Acnita și venea pe, Harea, pe, Valea Hârtibaciului, venea pe 9 mai și urca în cetate pe sub podul minciunilor de astăzi, unde era poartă. Sigur, sigur că da. Deci cam asta erau, aici era, dar eu sunt convins că, sigur dacă intra în comunitatea orașului, erau deja case în oraș spre, și de piatră. Din spre Orașe de piatră. Din uh, scuze, case de piatră. Fiartă. Din spre actualul bă, da, Bălcescu. Da, cu siguranță. Doar că nu erau zidurile încă gata. Posibil să fi fost niște structuri fortificante, aia cu siguranță, ceva lemn, mai mult ca sigur. Arheologii nu mai e cum să le găsești. Nu, deci sunt nicio formă. Dar noi știm fost. clar, din toate punctele de vedere, că ele se finalizează undeva la 1300 și 1360. Cam când este atestat deja orașul, orașul Sibiu? 1324, că nu avem oraș, avem Dorf, vil, uh, Civitas. Um... Următoarea, următoarea vizită la... N-a venit nicio informație despre mai multe despre Carol Atât. Atât se poate scoate din izvoare. Vreau să întreb. Unde a stat? Să punem o placă aici? Nu, nu, nu se no. poate ști nu, nu se poate ști din păcate. păcate. <laughs> uh, și următoarea vizită, databilă pe la 1340 sau cel târziu 42, mm. uh, este, este cea a lui uh, Ludovic de Anjou. Fiul. Fiul lui Robert mult mai puternic ca și Carol de mult mai puternic și cu o viziune, cum să zic, nu cu o viziune ci cu o implicație politică la nivel european. Deci interesele sale erau susținute de la Napoli până în Polonia. fost o scurtă perioadă care regiunea Napoli Și a pretendent mai degrabă. Nu corona, o zi și a pus corara și el. Nu 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 cunoscut. Da, nu n-a fost recunoscut, corect prezența sa la, la, Sibiu și în Transilvania în, în, perioada respectivă este practic doar o informație cronicărească destul de târzie, deci de secol 15, dar nu, nu, trebuie, nu trebuie totuși ignorată. Se leagă de un moment mai, mai puțin plăcut și anume de o rebeliune a sașilor transilvanini în frunte cu sibienii, și uh, cronica lui Iohannes de Turot, scrisă la curtea lui Matia Corvinul mai târziu, uh, menționează că regele a venit în Transilvania cu o oaste puternică, dar s-a și au cerut iertare, deci nu s-a ajuns la o bătălie și deci cu, această, cu, această, cu acest prilej, să zic, uh, bineînțeles că este o primă prezență a lui, a lui Carol Robert, în, uh, a, lui, uh, mă scuz, a lui Ludovic de Anjou în, uh, în uh, Sibiu. Următoarea prezență, la fel de la fel de efemeră, să zic, și la fel de puțin documentată, este de la 1360. când tot așa cu prilejul unei unei alte răscoale de data asta ale sașilor bistrițeni Ludovic întreprinde o mare, o lungă călătorie prin Transilvania și printre altele trece și și prin Sibiu și la fel și în 1375. Deci, el a fost de trei ori prezent la Sibiu. Da, în 1375. știm doar că a trecut, a trecut prin Sibiu și nimic, nimic mai mult. De asemenea, știm tot de la sfârșitul secolului XIV de prezența lui Sigismund de Luxemburg de trei ori. următorul rege. Următorul ajuns cu, mă rog, nu foarte, nu, nu foarte ușor pe tronul Ungariei. La fel dintr-o familie foarte importantă a Europei. Era nepot de deci nepot fiu și frate de împărat, deci da, exact. era ce, ce putea să dea Europa mai mai bună în momentul și, în și, el respectiv. Și, și după aceea el însuși împărat uh, și a vizitat uh, Sibiu de trei ori în cursul anilor 90 ai secolului 14 în contextul, în contextul unor campanii militare întreprinse în persoană împotriva otomanilor. Se leagă foarte mult de, de acțiunile antiotomanele lui Mircea cel Bătrân. Da. Și a fost la... și era o alianță Sigur că da, buni, -au, au, chiar, au chiar încheiat un, un, tratat de alianță la, la Brașov. Îmi că, că este 95. o carte spectaculoasă. Este o carte, nici nu mai știu cum îi spune, Cavalerii Basarab sau ceva de genul ăsta, nu mai știu. Cavalerii Ordinului Basarab, oh, Basarab, Basarab, al Ioan Dan, da. da. E... Eu îi recunosc ca și serial de, istoric românesc ar fi spectaculoasă și intrat, finalul este cum pe pe unei case din Sibiu, Sigisul de Luxemburg și cu Micia acel bătrân stăteau și povesteau politica Europei <laughs> și eu când am citit-o aveam 9 ani și era fascinat și am zis wow, la Sibiu o stat și da. mamă ce chestie, uh, dar E literatură, e plăcută, dar nici nu cred că stau vreodată aici cel bătrân cu... Sincer, sunt deluxul luxul la o cafea. Nu în Sibiu, dar inclusiv. la Brașov, da. La Brașov, la, la Brașov da, e posibil că să fii băut. O cafea împreună tot să zic. Să, să, să explic foarte mult că relația țării românești, trebuie să te uiți după reștiința țării românești. Era clar că era spre Brașov. Pe, sigur. Pasul lor de trecere, principal aia, Bran Rucker, pe noi ne-a ajutat, la... că noi o luam frumos pe Old și mergeam la Vidin direct, deci era simplu. Dar relația lor direct a fost mult mai degrabă cu Brașovul. De-aia Vlad și a avut probleme cu Brașovul uh, și a avut conflicte. Și nu numai. Și nu numai, că a avut și cu Sibiu, dar acolo a fost principalul uh, moment și așa mai departe. Eu sunt convins că uh, și dacă ne și uităm, nu avem mulți principii al țării care locuiesc la Sibiu, dar revenim și la acel discuție, la da, acea discuție. La acea discuție. Pe scurt, doar Sigismund deci, este prezent la, la Sibiu în 1391, 1395 și 97 în periplurile sale din, spre, din sudul Transilvaniei și De din țara românească. De unde Acum deja avem fortificație. <laughs> Într-o primă fază, într, -o primă, într -o primă fază a venit dinspre Alba Iulia spre Brașov. Deci dacă a venit dinspre Alba Iulia, e posibil să fi intrat prin prin poarta prin poarta păi, aia nu era. De același de loc. De jos. Dar s -ar, s -ar cum îi zice s -a... Zactor. Da, dar nu aia nu era. Sau prin Iulia. poarta Ognei. Nu, că nu era încă la fel, e aceeași discuție, ei veneau până în orașul de sud, la fel, orașul era acolo, dar nu aveau fortificații și probabil că intrau pe tot sub așa. turnul de la podul minciunilor. Probabil, probabil, sau al doilea turnul acela de lângă muzeul de istorie, care era tot o poartă de ecran. Ah, da, exact, alte. da. Ăstea erau cele două accesuri pe care le... Căi de acces, da. Da, căi de acces. Aha, da, deci și în 1395, în sens invers, venea dinspre Brașov Făgăraș, în sens invers. Atunci e clar că a intrat pe poarta Cisnădie, atunci deja avem o intrare. Da, un entree royal. Da și uh, în 1397 mi se pare tot, tot spre vest, adică <coughs> din, din spre Brașov, Făgăraș tot spre spre vest, spre Cluj, Oradia. Mm -hmm. uh, apropo, Oradia era reședința prefer sau una, una, una dintre reședințele preferate ale lui Sigismund. Știu că acolo și locul său de veci, da, locul său de veci, știu uh, Nu, mormuntul a fost distrus de turci în 1660. Ah, okay. Uh, împreună cu mormântul Sfântului Ladislau și, și a Reginei Elisabeta, uh, a, fost, a fost distruse atunci în, și, și Sfântul Emeric era îngropat tot, tot la Oradea, uh, Au fost distruse, deci, cu ocazia cuceririi cetății în 1660. Mm -hmm. uh, revenind la subiect, iarăși două vizite importante a unei personalități. Uh, uh, de prim rang, să zic așa, pentru istoria Ungariei și a Transilvaniei, da. implicit, Matia Corvinul la 1462. O să te întrerup să te întreb și o să știu explicația, dar e bine să audă toată lumea. De ce Matia și nu Matei? Eu deci <laughs> sunt corect și spun și eu spun că a trebuit Matia să fie pronunțat. Pentru că este născut în ziua, în ziua, ziua Evangelistului Matia, nu a Apostolului Matei. Exact, asta este diferența. Deci în 23 februarie 1443 Sunt Sfinti diferiți, Matia și Matei sunt da. Sfinti diferiți Când au spus Matia, nu este o variantă maghiară A lui Matei A se <coughs> face distinția, deci între apostol, apostol Matei și evanghelistul Matia Sunt două da. personaje diferite Bun, revenind, în 1462, Matia a pornit în ajutor. Ar fi trebuit să pornească în ajutorul lui Vlațepeș, dar pentru că avea un război cu, cu Împăratul romanilor cu Frederic al iii de Habsburg, în partea de vesta Ungariei, mm -hmm. a simulat doar această campanie, a venit până la Brașov, l-a acuzat pe Vlațepeș de altă trădare, l-a arestat. Bineînțeles a fost un arest, un, practic un domiciliu forțat, nu da. nu putem, nu, era un arest cum și-a imaginat uh, scritorul uh, român Corne, Corneliu Leu uh -huh. Și-a imaginat o, o întemnițare a lui Vlad Țepeș într-o temniță din asta, o, oribilă, mucedă și uh, era înlănțuit de un de perete Ce nu ceea 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 ce înțeleg romanticii scritori este că de obicei temnițele medievale sunt în subsol foarte rar ai un turnul să se uite la cel. Și, păi nu, tocmai asta e că era într-o, într-o temniță la subsol în, Palatul în cetatea Vișegrad, dar ai greșit. Vlad Țepeș era la Palatul Vișegrad, în Palatul Vișegrad, era cea mai luxoasă, tot, tot ce avea Ungaria mai bun, ca, care ședință regală, aspete de onoară, era aspete de onoare. Dar care nu pleca doar, niciodată. Doar nu avea voie să părăsească foarte, deci putea să meargă la vânătoare în, în apropiere, dar nu avea voie să părăsească... Cu este cazul același cu captivitatea lui Richard din Mădeleu. Bineînțeles, la Leopold, la Austrii. De aceeași poveste, sigur, era o captivitate onorantă, să zic e. așa, nu? Și interesul era să să-l să ții, în să -l ții pe, pe captiv în condiții cât se poate de bune, pentru că el aducea bani și Richard din de, inimă de Leo, mă rog, Vlad Țepeș nu a adus bani, în schimb, aducea presiuni politice asupra domnilor în funcție din țara românească, care puteau fi oricând schimbați cu, cu acest pretendent care, a cărui umbră se întindea de la vișegrad amenințătoare asupra țării românești. Uh, deci asta a fost prima vizită. Venea, venea, uh, Matia venea din spre Mediaș și, uh, și uh, după aceea a mers Alba Iulia Cluj. Înseamnă că sau e foarte posibil să fi intrat uh, fie prin poarta Elisabeta. Da, sau pe poarta tonului probabil. Întotdeauna, și cu Porta Ocnei, este o discuție întotdeauna foarte mare, pentru că, sac, Porta Sac, uh, de ce? Pentru că, uh, Evident că explicația simplă este, da, ăla e drumul care duce la ochiul Sibiului. Dar eu mă îndoiesc că atât, ăsta era drumul. La un moment dat, probabil că drumurile se bifurcau și la alegere intrai pe ce? Mai ales, unul la mână, doi la mână. Dacă te uiți la desenul lui Bubble și treci și peste desenul lui Bubble, mai sunt câteva grafice și dacă ne uităm atât la cum sunt prestate porțile, este mult mai impozantă poarta ochiului. Bănuiesc că aceea era, de fapt, poarta po -a -ă -a. da, p -p 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 a, a sibiuului da, Și probabil despre Brașov și despre Valahia, despre țară noastră, se intra pe poarta Cisnădiei. Și Dar sunt aproape convins că Matia a ieșit pe poarta Cisnădiei spre încolo, spre uh, Alba Correct. Iulia. Acum vorbim de toate fortificațiile, le avem pe Da, tot. deci vorbim o de anul uh -huh. 1462. Da. Și mai avem o, o prezență. El chiar din câte știu, sprijină financiar construirea fortificațiilor. Matea, uh, nu, la Postumul -a, a, -a, dis -o? a îngăduit niște scutiri fiscale okay. pentru ca sibienii uh, să-și poată construi da. fortificațiile. Uh, o altă ocazie cu care Matia trece uh, atât la dus cât și la întors prin Sibiu este 1467, când vine prima dată în Transilvania și, și uh, calmează o răscoală a nobilimii transilvanene, mm -hmm. care stătea în tabără, în armată, lângă, lângă Cluj, la Cluj-Mănăștur nu a fost o bătălie în sine, bine, avangarda, cele două avangarde ale oștilor s-au ciocnit, dar la o bătălie nu s-a, nu s-a ajuns, ci răscoala a fost, a fost liniștită, să zic așa, prin mijloace politice și doar măgăreața a picat pe câțiva grav din ăștia sași, care probabil că erau mai vocal sau ceva ce s-a întâmplat și uh, iau uh, Matia a dat poruncă să, să fie decapitați. Dar pe nu de... era așa în Sibiu, dacă nu știu. Nu din Sibiu, ci din, uh, din Brașov. Din Brașov și uh, greavul Peter de Roșia și... De Roșia noastră? Roșia, da, Roșia de lângă... de lângă Vereșmoart, de, de da. lângă Sibiu. Uh, dar dar uh, artizanii, să zic... Uh, au scăpat. Au scăpat, bineînțeles, în primul rând că se pare că artizanul, deci uh, emeric uh, Sapoioa, Vorbeau gurile rele, că ar fi fost fratele mai mare și vitreg al lui Matia Corvinul. Păi da, na. Complicat să te bați totuși cu familia Zăpă păi, în acea perioadă, și, și Exact. Erau, da. erau printre favă. Deci, mai ma comandanții din primul rang ai, ai răscoalei nu au putut nimic. Cred că a fost o reglare de forță, de fapt. Politică. Ş... Uh da, acum au avut nevoie deci acești magnați care au fost implicați mm. în răscoala respectivă au avut nevoie de recunoaștere asta, asta era și-o ușor primit recunoașterea da, și exact. mă a exact. acum zic o picat pe unii mai puțini importanți trebuie să omoră pe cine pe aia, mai puțini importanți <gătă> noi? de <gătă> ce am făcut? <gătă> politică și după aceea campania s-a îndreptat împotriva lui Ștefan cel Mare care se pare da. că i-a sprijinit cu arme și bani pe, pe răsculați ceea ce vorbește, în paranteză fi spus, ceea ce vorbește despre puterea lui Ștefan cel Mare, că nu era doar un șef de colectiv de CAP care avea o ceată de țărani entuziaști, ci a fost un actor, a fost un actor uh, uh, politic și militar prezent da. în zonă care avea mijloacele materiale și militare necesare să sprijine rebeliunea da. nobilor din Transilvania. Deci, nu, nu, deci vorbim de un principe în adevăratul sens al cuvântului. E, și cu această, deci cu această ocazie, Matia a trecut prin Sibiu, venind dinspre Cluj și mergând spre Brașov și Oituz, și invers, la invers, când, când s-a întors dinspre Moldova, iarăși Făgăraș, Sibiu, Alba Iulia și înapoi spre, spre Cluj și spre Ungaria. Dar cea mai. Cea mai bine, poate nu cea mai importantă, dar cea mai bine documentată vizită pe care o avem este deja anunțată vizită, deja menționată vizita lui Vladislav al ii la, la Sibiu din 1494. Este vorba despre o vizită care a durat apro trei săptămâni și jumătate din 22 august până, pe, până, în, până în 15 septembrie 1494. Și deja aici, din documentele, vorbim deja de sfârșit de secol 15 și din documentele privitoare la, la această vizită regală la Sibiu, deja se pot desprinde unele lucruri, să, deci, niște, niște aspecte tehnice, cum se desfășura, da, cum aici, se organiza. Aici, să cu ele, dar... aici, aici, vreau, vreau să, să aici vreau să ajung și eu. Și anume, judele Sibiului fusese cu niște treburi private și, și nu numai la Buda, cu un an înainte, în vara anului 1390, 1000, scuze, 1493, și deja de atunci i anunța pe concetățenii săi că vedeți că în februarie trebuie să vină regele la noi. Bineînțeles, vizita regelui s-a tot prelungit și răs prelungit până în august, cum ziceam înainte, regele a ajuns abia în 22 august. Pretextul fiind o, pretextul și nu numai pretextul, adică deci scopul vizitei fiind o, fiind o, întrunire, o adunare generală a stărilor din Transilvania, deci nobilimea sa și secui, și impunerea unei dări speciale pentru finanțarea unei campanii anti la, la, sudul Dunării. Da. Uh, în, din corespondența primei jumătăți a anului 1494, uh, regele a fost anunțat, deci vizita din februarie a, a fost okay. amânată, ar fi trebuit să vină ar fi trebuit să vină în uh, la Paști, în Aprilie uh, și iarăși s-a amânat pentru Iulie și iarăși dată s-a amânat pentru August uh, și știm lucrurile astea pentru că pe de o parte voievodii Transilvaniei uh, Bartolomei Dragfi și cu colegul său uh, de voievodat îi, amen, îi, uh, amen, îi anunțau pe sibieni, vedeți că vine regele, pregătiți-vă și, și, să, fiți, să aveți toate cele în ordine și pe de altă parte s și la rândul lor le-au le scris celorlalte orașe să care ar fi trebuit să se întrunească în cadrul acestei adunări caterinale ale a Universității Săsești. Deja la sfârșitul anului 1493 s-a amânat aproape un an de zile, deci cel puțin 9 luni de zile s-a amânat această, această întrunire. Întocmai în, în ideea de a aștepta prezența Regelui. Și, într-adevăr, și s-au întrunit de față cu Regele, că asta, asta era miza, să fie toți prezenți când este Regele aici. Uh, și, de asemenea, din, din socotelele orașului, putem vedea pregătirile concrete ale, că vorbeai înainte de, de vizita mai marilor Europei da. la, la Sibiu, în anii trecuți. Uh, aceleași, aceleași uh, sau nu chiar aceleași identice, dar măsuri similare au fost luate și cu cu, vizite, cu acest prilej, cu vizita regiului Vladislav la Sibiu și anume s-au reparat fortificațiile, s-au făcut lucrări ample de reparare, consolidare și înfrumusețare a bisericii parohiale, inclusiv globurile aurite de pe, de pe cele cinci globuri aurite din vârful turnulețelor și a da. turnului principal Uh, 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 au fost aurite, care mai sunt, sau nu știu dacă care, mai sunt cele nu, nu știu dacă sunt aceleași, dar e, cum, da. nu, probabil că nu erau foarte diferite de, de cele pe care le vedem astăzi. Vorbim de biserica din piața Huet. Da, de biserica parochială. A fost lucrul pentru cei care Maria, da. Uh, după aceea au, au fost întreprinse lucrări de, de canalizare, s-a re, reparat canalizarea de pe ulița Măcelar, Mitropoliei. Corect. s-a făcut curat un pic. S-a, s-a făcut un pic, exact, s-a estetizat puțin, s-a estetizat puțin orașul. Și mai ales au început să fie achiziționate alimente. Do nu, doar, nu doar, cereale, legume, fructe, ci și, ci și animale vii, foarte multe animale vii sacrificate la, la fața locului. Uh, și întâmplarea face că pentru această vizită regală și de asta, de asta cunoaștem, cunoaștem uh, toate aceste detalii, s-au păstrat două registre de socoteli în Arhiva Orașului și astăzi se păstrează în Arhiva Orașului și ele sunt digitizate, apropo, pe uh, site-ul arhivamedievală.ro, care îi fac iarăși reclamă acum. Uh, și este practic un registru cuprinzând patru file și, și, un al doilea registru cuprinzând 30 de file în care sunt consemnate absolut toate cheltuielile pe care orașul le-a le avut, le -a, le -a suferit cu, cu vizita acestei, cu, cu, vizita, cu, această vizită regală. În primul rând, deci predomină, predomină achiziția de alimente se vede că au fost, a fost cumpărat foarte mult ovăz, bineînțeles pentru hrana cailor, da. în primul rând și mai ales pentru hrana cailor. Mai puțină făină, făină de grâu pentru că pâinile, erau, pâinile și franzele, pâine, nu franzele, chifle, pâini și chifle erau cumpărate de-a gata de la, de la brutarii orașului și și chiar și de la gospodine, mai ales de la văduve, bă, văduve da. bătrâne, iar au fost cumpărate sute de pâini în, în perioada asta. După aceea au fost cumpărate cumpărate oi și au fost cumpărați berbeci de la valahii de sus din din Mărginime. Au fost cumpărați pești de la, din, de la satele astea din de lângă Olt și nu numai, și din satele de munte găini și gâște din satele astea săsești din, din, de pe lângă Sibiu inclusiv porumbei pentru masa regelui cumpărat știu, știu că era foarte la modă să mănânci porumbei de la așa. Slimnic, deci da. comunitatea Slimnic a adus porumbei și o sarabandă întreagă culinară găsim, găsim acolo în... Avem un meniu al unei mese? Știm cumva ce s-a mâncat de exemplu? Nu, din păcate nu există un meniu ca atare, dar, dar se pot era... vedea alimentele cumpărate. Dar eu când îmi spui aceste numere îmi dau seama că de fapt <coughs> venea regele, venea toată curtea de care tu povesteai. Bineînțeles, deci asta ziceam, curțile, așa cum le-am deschis la, la începutul, discuției noastre, ele erau curți itinerante. Și poate că nu erau... simplă, că acolo unde e regele, acolo e statul. Exact. Și poate că că nu erau absolut funcționa. toți prelații și baronii Ungariei prezenți, <coughs> dar o bună parte din ei erau prezenți. Apoi uh, erau prezenți comandanți de oști, erau prezenți uh, oșteni, erau prezenți fel de fel de slujitori. te gândi la, inclusiv, la minim 100 de oameni, cred că, prezenți. Inc poate, 200, poate 200. Inclusiv menestrelii regelui. Deci există în, socot în socotelele respective există uh, o... O însemnare pentru transportul, deci orașul a plătit pentru transportul menestrelilor regelui de la Sibiu la Alba Iulia, deci la reședința episcopului. Deci a fost, a fost o, un eveniment foarte, foarte colorat. Și ce și mai mult decât atât, uh, uh, taman din, din ultima decada 15, a secolului XV s-a păstrat și Cartea de Socoteli a Curții Regale. Și, pute, se poate compara. și se poate se pot pune în oglindă. Cele două registre de la Sibiu au fost puse în valoare de colegii mm. mai tineri, de Paula Cotoi și de Alexandru Ștefan de la Centrul Transcript da. din cadrul UBB Cluj, într-un studiu excelent publicat în Istoria Urbană, de vreo 2-3 ani. Și uh, cam în perioada în care ei și-au publicat studiul, au apărut uh, colegii de la Academia de Științe Maghiare, au, au editat acest Liber Proventum, deci această carte de socotele a regelui și cumva completează imaginea uh, uh, reconstituită de colegii de, de la Cluj, în sensul că ei nu au găsit nicăieri uh, uh, referințe la bucătarul regelui. Pe bineînțeles că regele avea propriul bucătar care era plătit, ca, care se vede că a fost plătit din registru propriu. Și... Deci, uh, deci sunt complementare cele, cele, două, cele două seturi de documente, deci socotele regelui și socotele orașului puse cap la cap dau, dau o imagine destul de completă. O chestie interesantă, se vede că, se vede că autoritățile oroșenești au, au și economisit, să zic așa, mm -hmm. pentru că într-o primă fază au cumpărat carne tăiată de agata de la, de la Măcelarul. măcelarii, orașului, măcelarii din oraș, dar și-au au realizat că e prea scump și atunci au cumpărat turme de, de porci, oi, nu știu ce, de la, de la, din satele și din mărginime, de sus, de la valahii din, din mărginime. Exact. Le-au adus vii și le-au sacrificat la, la, fața locului și asta, asta mi se pare știu interesant. ce vreau să te întreb, dacă putem intui Bun, este clar că atunci când vine regele, orașul a trebuit să se pregătească, a să se pregătească, fortificații noi, repet, orașul probabil că a fost cât de cât curățat, estetizat, așa, puțin, estetizat. Da cât înțelegem la sfârșit de secol uh, 15. Uh, cum ai spus, canalizări, uh, un pixar s-a refăcut totul. Și <coughs> din nou ce spuneai, că astfel de grup când vine, are două elemente. Este mare, apropo de toate aceste numere fascinante de, de câte, câte animale au fost aduse pentru hrănirea că Nu a fost doar pentru rege. Bineînțeles, bineînțeles. Doi, uh, el a stat cât în Sibiu? trei săptămâni în jumătate, 3 deci aproape o lună, să spun. O lună, ai grosomodo. Și doi, în această lună, statul trebuie să funcționeze. Deci oamenii aceștia aveau nevoie de spațiu în care nu doar să se simtă bine, ci să se, ci trebuia să funcționeze cu atât mai mult că au venit foarte mulți reprezentanții ai celorlalte orașe în Transilvania, reprezentanții nobilimii din Transilvania. Era ca un summit pe scurt al Transilvaniei. Da, exact. Practic, practic se pot, din documentele emise de rege la Sibiu se, se, poate vedea că el s-a ocupat de problemele curente ale tuturor locuitorilor din regat, nu doar ai, ai Transilvania, ceea ce presupune reprezentanții ai lor, că sigur că nu puteau Corect. trimite un mail sau un SMS, ci veneau cu jalba, eu înmânau cancelarului și cancelarul eventual o arăta regele sau se rezolva. Deci, practic, era întreaga curte prezentă. Și eu te întreb, unde locuiau oamenii aceștia? Bună întrebare. Eu sunt convins că foarte. Bun, avem hanuri, probabil, dar nu cred că Curtea Regală a stat, în, a stat în hanuri. Noi nu avem structuri militare în acel moment în Sibiu. Să știu, avem o cazarmă care să te soldați, nu avem așa ceva. Eu aș zice, deci. Pe rând. Nu am găsit Și de ce te întreb? Că n am găsit niciunde, apropo că am avut și s-a trecută uh, filmarea despre vecinități, dar n-am găsit niciunde obligația cetăților de a caza oameni, deși pare cel mai logic. Bun, deci, odată, regele... Și doi, nu știu, casă de protocol în Sibiu să fi stat... Să fie După pațient. părerea mea, regele și curtea au, au, ar fi putut să fie adăpostiți în așa zisă casa Altenberger, care nu era al lui Altenberger, ci în primărie. Nu era lui Altenberger, era, era... nu știu, a unei familii, dar nu, nu știu în momentul acela. Cred că Lula era. Sau... Lula, așa, Lula e, așa e. E clar că marii patricieni își deschideau casele pentru acești oameni, este clar. Dar în ceea ce privește oștenii și slujitorii uh, regelui știu din, din alte zori și din alte circunstanțe că în astfel de cazuri erau repartizați, erau practic dați în, uh, repart uh, cazați în casele privaților. Ai seama în piața mare ce nebunie... <laughs> ce a fost în piața mare în în trei săptămâni. S-au columa Patricier locuie. S-au păstrat s a păstrat jurnalul de campanie a Cavalerilor teutoni care l-au însoțit pe regele Poloniei Ian Olbracht în Moldova împotriva lui Ștefan cel Mare, Acum fac, puțin. și în jurnalul respectiv, printre altele, printre multe alte detalii interesante, este consemnat un episod despre cum Oștenii Ordinului, că nu erau doar cavaleri, cavaleri erau da, câțiva da. acolo, dar majoritatea erau oșteni simpli. Deci, oștenii Ordinului s-au -au luat la harță uh, uh, cu cu, alți, cu alt contingent din altă provincie a Poloniei uh, pentru cartierurile din orașul Liov, Deci, ei erau în cartieruit și, și uh, prezența, prezența lor era. Mm -hmm. Adică fiecare era uh, însemnat cu cretă pe, 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 pe ușa casei în care era cazat, doar că ei când au sosit, adică teutonii când au sosit în Liov, locurile erau ocupate de cei din districtul Dobra, mm. tot din din nordul Poloniei. Și deci deduc că uh, astfel de astfel de uh, cazări de, de forțate, mai mult sau mai puțin forțate, trebuie să fie avut loc și în cazuri similare, recte, cum este vizita lui, lui Vladislav al Doilea. știm un caz foarte la clar. Sibiu. <coughs> știm un caz foarte clar al soldaților Hasburgici care atunci când au venit la în Transilvania, repet, și cred că mai merită un studiu și na, toți spun că merită de parcă nu m-aș putea ocupa. Este o problemă faptul că acești soldați au stat în casele oamenilor. Bun, asta dacă noi uităm la casele oamenilor, dăm seama că aveau unde să-i să, -i, să -i Deci nu erau niște amărâți. Dar totuși, lucrul acesta contează foarte mult. Ei știm clar că soldații, proie, că, de exact din ce spui și tu, probabil că și aici soldații stăteau în case, Era Erau încartiruiți la privat. Și, și la probabil că mari patricieni găzduiau, pe mari dregători. Interesant era cine îl găzduia pe rege, într-adevăr. Probabil că primarul orașului. Sau, probabil, sau, sau da, judele. Da, corect sau judele sașilor, da, cum e saxonul. Corect, deci, corect. corect, corect. Dacă, dacă deci eu nu ce... este o obligație clară, dar probabil că ai dreptat. Dar nu este, de este de reglementare, nici eu nu știu să existe o reglementare concretă în trebuie să te întreb același lucru, de ce? Pentru că în aceeași perioadă avem câteva cazuri de principii ai țării care stau la Sibiu cazul cel mai trist al lui Mihnea Cerău, care este și asasinat da. aici, oamenii ăștia nu vin, ei nu vin să viziteze Sibiu, chiar locuiesc o perioadă. Bine, Vlad Dracu avea la Sighișoara. Nu, avea la, uh, salat, nu. Nu? nu, a stat la Sighișoara. Asta e altă legendă istoriografică. Deci, Vlad Dracu la Sighișoara nu a stat la Făgăraș. Era domnul țării Făgărașului în momentul respectiv. Păi și atunci cum s-a ajuns la Sighișoara? Și de ce Vlad Țepeș fost... la Sighișoara? Nici măcar, asta nu? e altă legendă istoriografică. Deci nu, Vlad Dracul era de... domnul țării Făgărașului, da. Există documente ale Cumva lui mai e legătură din vechea vechea posesiune primită de mica cel bătrân? Da, Sigismund de Luxemburg a luat a luat țara Făgărașului și a acordat o lui Vlad Dracul. Corect. Uh, și există deci documente ale al lui Vlad Dracul în calitate de domn al Țării Făgărașului, prin care îi răsplătește pentru fidelitate pe băierii Olteni. Mm -hmm. Olteni, atunci și nu era Oltenia, Oltenia, ci Țara țara, țara Oltului Făgărașul. Corect. Uh, și uh, Legătura pe care Vlad a avut-o, acum divagăm puțin de da. la subiect, dar legătura pe care a avut-o Vlad cu Sighișoreni a fost una strict economică. Pentru că, sub nicio formă și nicio circunstanță, nu ar fi putut locui în termen nelimitat sau, cu atât mai puțin, să se stabilească, el era totuși un nobil, să se stabilească în, într-un oraș din Transilvania, într-un oraș să se... Nu e problemă sesc. să uităm că ei nu aveau drept de proprietate păi tocmai asta zic, nu aveau dreptul să-și cumpere, să cumpere Bine, imobile. Că puteau sta într-o chirie a la lung, asta nu era o problemă. Și nici, nu foarte a la lung, că prezența lui acolo și nu numai, deci prezența unui domn sau unui, a unui, nobil implica automat, o să vedem imediat, o să vedem imediat despre ce experiență tristă, ce experiență tristă era o, 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 vizită din asta inopinată a nobilimii în, în orașe vreau, vreau să vorbesc da, da, da. și despre antiexemple, nu doar da, despre, despre știu, și eu vreau. Fericite. Să la batori. Ajungem și la Dar de ce Pentru că Mihnea ce rău bun. Știm că stă o perioadă destul de lungă la Sibiu, unde este și asasinat și apoi în da. din urmă uh, înmormântat. El fiind totuși un apro... Ce fiind? Este era nepotul lui Vlad Dracu, apropo de ce povestim da. de la Dracu. Uh, mai mult ca sigur era căsătorit cu o săsoaică. Și se pare că din studii sunt multe cazuri în care principii țării noi se căsăreau cu o săsoaice. Uh, întrebarea, uh, nu multe, sunt cazuri. Uh, și asta asta mă întrebat și oamenii aceștia cum erau primiți? Stăteau la o familie? Plăteau? Uh, nu știm, nu avem foarte multe informații. Știm, de exemplu, la sfârșitul secolului 17. că Mihai Opofi, da. a rezitat puțin, puțin la Sibiu și da. era chiriaș. Deci casa generalului pe care o știm din Piața Mare a fost ocupată înainte de Opofi. Deci probabil că era un fel de casă de protocol sau așa. Dar... Cafenea casă. Da, da dar la știu. etaj. Dar la etaj. Da, da. Uh, și uh, stătea cu chirie, pentru că Alba a fusese distrusă la 1658. Uh -huh. uh, el de obicei rezita la Dumbrăveni sau la Făgăraș, Alba Iulia nu Bine, era da, impracticabilă, Dumroveni fiind, de... fiind domeniul lui propriu, deci domeniul privat, așa, și o vreme, nu știu, exact câteva săptămâni sau câteva luni a stat la Sibiu cu chirie. Deci îmi închipui Probabil că, că și, și, alți, și alți domni ai, nobili ai Transilvaniei și domnei țărilor române care au trecut pe aici au stat dacă au stat cu chirie. Nu, nu cred că erau uh, acești patricieni sași sau, sau cetățenii orașului să nu cred că aveau un surplus economic atât de mare cât să-și permită să poată lua în gazdă așa pe, pe nimic Corect. Un, un uh, personaj. Dar te mai trebuie un, aspect care ține tot de partea economică și practică. Uh, Înainte să trecem la antivizite, dacă avem papă și antipapă, avem și vizite, vizite și antivizite. Anti da. Bun, de ce era mai avantajos, sau nu știu, cumva, eu chiar, chiar nu știu și nu am urmărit această cronică a, a șederii unui rege sau unui principe, de ce era mai avantajos să stai în oraș decât pe domeniul unui nobil? Unde era liniște, plăcut, puteai veni cu uh, curtea sau? Um, acum, nobilimea nu avea obligația să Nu avea obligația exact. să, să găzduiască regele. Pe când să săsești aveau această obligație? Aveau, scriu și știm asta. Atâta doar că era, cum zic, destul de ambigu formulată. Că aici am vrut să ajung de fapt și eu și cumva mi a ridicat mingea la fileu, cum se zice. Dacă este vorba de trei zile, uh -huh. e clar că vizita lui Vladislav al II-lea la Sibiu a depășit, a încălcat cu mult baza legală a, a, -a vizitei. E greu care... să pleci de Sibiu. Poate și asta, <laughs> poate și asta, dar, dar mai ales erau chestiuni urgente de rezolvat da. la fața locului. No, e glumea, evident. Uh, și și uh, prezența sa a fost necesară aici. Ba chiar, se pare, <coughs> în 12 septembrie a întreprins o scurtă călătorie până la Turnul Roșu să inspecteze situația de acolo, pentru că știm că doar cu trei da. ani înainte a fost o mare invazie otomană în în sudul Transilvaniei, ba chiar aici la noi la, în zona Sibiuului. Și atunci deci prezența regelui a fost cumva necesară aici. Bineînțeles, nici sașii nu au rămas cu mâna goală. Li s-au confirmat o serie de privilegii, au Evident. primit altele noi. Deci nu nu au nu au rămas cu mâna goală. Eu cred că erau foarte avantajoase pentru orașele germane aceste vizite. Nu cred că au pierdut vreodată șansa de a nu obține ceva. Cei doi, bineînțeles, cei doi și, bun, revin, revin imediat că să, să completez ce există zis tu acum, se vede foarte clar de prezența lui lui Ludovic de Anjou că tot l-am menționat, Corect. la Bistrița în 1366 practic toate marile privilegii ale Bistriței atunci au fost date, da. câtă vreme regele a fost acolo și, și cum zic și de Vladislav la Sibiu, acum în 1494 a, a, -a și au, li s-au confirmat vechile privilegii și au, au primit altele noi ce vreau să zic înainte și m-am întrerupt, faptul că cei doi colegi de la Cluj, deci Paula Cotoi și Alexandru Ștefan, au, au socotit uh, uh, cât ce, ce a însemnat uh, efortul financiar depus de orașul Sibiu pentru găzduirea mm -hmm. regelui. Și uh, au constatat că. Uh, Suma cheltuită de circa 360 de, de florini, 365 de florini, cheltuită în cele 3 săptămâni jumătate de prezența regelui aici, însemna, practic, contravaloarea cam două case. Două case de mari dimensiuni, bă, două, ca, două case. Două case, corect. Ok? Două case. Nu știm cât casă de... Astăzi în Sibiu o casă te poți duce, o casă în zonă bună... O duce și casă un... decentă, deci așa. Deci cam un milion de euro. Hmm. Cam atât a costat vizita regiului. E Așa. O, e o sumă. E o sumă, dar nu e extraordinară. Pentru un oraș, nu. Dat fiind, că, dat fiind faptul că au obținut privilegii valabile secole Corect. după aceea, Corect. eu zic că -a, da, a, meritat, da. a meritat efortul. efortul. Dar, cum ziceam, nu toate vizitele regale sau voievodale erau și cu final fericit. <laughs> Avem un exemplu... Eu te, și de, te, întreb, exista o rivalitate care după o rivalitate între nobilimea maghiară și Patriciatul să săsesc? Nu, din contră, există, există, acorduri de colaborare începând cu 1437, 38, Unio Trium Naționum, renoit în 1459, renoit în 1491, chiar cu câțiva ani înainte să vină regele, nu. Și atunci ce a făcut pe acești voivozi, principi, care până la urmă erau, veneau din nobilimea maghiară să ai o reacție urâtă asupra orașului. În primul rând erau oameni și okay. cu slăbiciunile și cu ambițiile bun. lor mărunte. Corect. Aici vreau să ajungă un exemplu super, super interesant. Nu se referă la Sibiu, ci la Cluj. Corect. În 1510, clujenii <coughs> au suportat o vizită din asta destul de, destul de incomodă, să zic așa, a voivodului Transilvaniei de atunci pe numele lui. el chema uh, Peter de St. și Bozin. Deci era comite ereditar de St. și Bozin în Slovacia astăzi. Okay. Și dintr-o mare familie, mă rog, cu, cu antecesori iluștri în curtea lui Matia Corvinul și colaboratori de lui Iancu de Hunedoara și așa, deci o mare familie. Uh, și tocmai pentru că era urmașul unei mari familii a ajuns prin judeal curții și, și uh, voivod al Transilvaniei. Și la 1510 le-a făcut uh, Sibie, uh, clujenilor mm -hmm o vizită mai puțin plăcută, o dată la mână că a stat mai mult de cele trei zile care avea dreptul. Mă rog, clujenii și-au statuat Deci știut că fiecare oraș avea propriul set de privilegii și drepturi față de rege. Și nu, nu existau încă state unitare, naționale, indivizibile, cu legislație unitară și așa. Deci fiecare oraș în regat, mare și nu era practic care autonomie. Era în toată Europa. care era în toată Europa. E, clujenii aveau obligație să-l găzdească pe rege ori pe voievod trei luni. Deci, or, obținut în, secolului 14 trei zile, pardon. trei zile, trei zile pe Voivod. E Dar lumea. bineînțeles că Peter de Sandjord și Bozin nu a stat doar trei zile, a stat mai mult decât, decât uh, perioada care pe care ar fi avut dreptul să sau în care ar fi avut dreptul să stea în oraș și cu siguranță nu a stat doar el. Uh, a venit cu o suită enormă, au început să facă rechiziții de uh, hrană, de vin, de nu trec, pentru... nu era pregătit efectiv pentru așa ceva. Și mai ales, cum să zic, erau orașele astea, aveau, erau la adăpost nu doar a orașelor lor, ci și a privilegiilor lor. Corect. Deci, o, o lege exista da. și ei Au aveau crocat. impresia că, mă rog, Voivodul respectă, sau și voievodul respectă legea respectivă. Dar, bineînțeles De că așa. nu. Deci, dincolo de toate rechizițiile, au început să, să se îmbete și să facă urât pe acolo și, și să fură și să distrugă și să-i oblige pe, pe uh, cetățeni să, să le acorde împrumuturi, uh, fie în bani, fie în alimente, fie în altă băutură și cei cel mai rău că s-au apucat să tragă noaptea cu arcurile și cu arbaletele pe stradă, de ei au și omorât pe vreodată, adică i-au rănit rău de tot pe doi, ăia, în fine, după câteva zile și-au dat cu sfârșit și una peste alta... Uh, una peste alta, a vizita a ieșit urât de tot, adică ori făcut numai pagube, dar și distrugeri, or, ori făcut bătaie de joc, cum s-ar zice. Păi și Clujul cui și se putea plăti? Și uh, Regele, ce, cel, mai, cel, mai, uh, cel mai rău dintre toți a fost un vecin de-al Clujului, nobilui, nobilul Ianoș Banfi vecini da. de acolo, de lângă Cluj, l au obligat pe unul dintre cetățeni să-i dea o sumă importantă de bani și nu știu, câte, nu știu câți boi, bineînțeles, de sacrificat și mâncat. Da. Și, pe scurt, nu numai că i-au păgubit, dar i-au și violentat pe, pe clujeni, deci voievodul și anturajul său -a, a, au făcut bătaie de joc. Și, bineînțeles, clujenii s-au dus cu jalba la rege, direct, fără alte Așa, și regele l-a admonestat pe voievod, dar destul nu foarte, așa părintește, nu foarte da. tare. Ce ai făcut mai acolo? și există o, o scrisoare, de fapt noi de asta cunoaștem episodul acesta. Da. Există o scrisoare, scrisoarea de admonestare a regelui, am auzit nu foarte plăcut urechilor noastre că clujenii uh, nu, va, nu, nu v-ați comportat foarte frumos cu clujenii și să faceți bine să le returnați paguba și să-i despăgubiți și cam atât. Deci în asta vă constat. Uh, și să nu, nu rămână cetățenii noștri în paguba. Asta era la 1510. Uh, deci cunoaștem, cunoaștem, tot episodul ăsta grație acestei porunci egale de, de a-i despăgubi pe, pe clujeni. Mai avem și în alte orașe cazul de asta? Chiar așa nu, dar un, un caz aproximativ uh, să spunem nu trist, identic să spunem trist. Da, dar trist uh, avem la Sibiu cu Gabriel Batori uh, vreau doar să mai menționez nu că la, la final uh, la festinul, final, festinul dar, dar vreau să mai menționez o vizită mai, mai puțin Așa. plăcută a lui Ioan Sigismund Zapoia era rege sau să... rege ales al Ungariei nu, nu a fost recunoscut de către toate puterile uh, de către marile putere ale, ale ale lumii de atunci. Da. Și otomanii, de exemplu, îi ziceau doar că era alzade, adică fiul de, fiu de rege, nu, nu avea un titlu oficial. Oh. Și, dar el se intitulează în documente Electus Rex Ungaria, adică regele ales al Ungariei. Uh, și uh, o vizită destul de, de sângeroasă, așa de cumplită, chiar pot să zic, la Sighișoara, în 1562. Nu că ar fi avut ceva cu Sighișorenii, doar că în anul respectiv, secui din, din, uh, din vecinitatea Sighișorii și nu, nu de fapt, secuii, toți uh, Secuii uh, s-au revoltat și Uh, rebeliunea lor a fost înfrântă și pe mai mari răscoale i-a dus la Sighișoara, a judecat și omorât în chinuri groaznice, adică pe unii dintre ei i a tras în țeabă, la altul le-au tăiat capetele, deci a fost o execuție din asta la Vlad Țepeș. Uh. Și uh, această vizită a lui Ioan Sigismund Zapoia la Sighișoara a rămas cumva în analele orașului, deci uh, uh, când, când regele, când, când Ioan Sigismul Zapoi a tăiat pe secui la Sighișoara. Atunci, de exemplu, cu ocazia aia, știm că a rezidat în casa parohială. Dacă știi sus, ta lângă turnul Cositorarilor. Acolo, acolo, știm sigur că acolo a rezidat. Este un căsuie destul de mare. Și... Acum, hai să, să fim și corecți. Dacă ne gândim la Vladislav la când ajunge în Sibiu, el deja avea cam multe, case. erau destul de în Sibiu, cel puțin piața mare și zona era pietrificată în ghilimele. Dar când a fost care de în jur, afară de de casa parohială și de două, trei case, nu cred că erau foarte multe case din, 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 piatră. Deci cred că era destul de simplu, ar fi în ghilimele, destul de simplu să identificăm cam în ce case ar fi stat pe o perioadă, doar că, mă rog, dacă am fi avut două, trei documente în plus. Dar să știi că nu, să știi că regii și voivozii nu erau neapărat, cum să zic, dependenți de a locui într-o casă mare nu, și dar fastoasă, mă gândeam, așa mă De gândeam, foarte multe ori îi întâlnești în cele mai incomode locații. Bă, în diverse case parochiale. Alegea comunitatea să-i găzduiască și bănesc că sau... nu-i băgă ultima cocioabă. Ci... Bineînțeles, era și o chestie de prestigiu, exact. adică de autoreprezentare. Să, să exact. vadă regele ce au, ei mai frumos și mai da. bun. Uh, și Da, uite, asta asta este o idee bună, să vedem mm. ce ce care clădiri... Din, care dintre clădirile astea reprezentative ale orașului stăteau în picioare la 1324 sau la 1360 sau exact. sau 1375. Exact. Să vedem unde ar fi putut, unde ar fi putut fi găzduit regele. Luăm desertul? Batorii? putem lua desertul, da, batorii, care este, da, anti-exemplu... Înainte de tot, ai să anti -exemplu, explicăm, exemplu, cine Gabriel Batorii sau uh... Gabor Batory? ziceam la începutul discuției noastre aminteam la începutul discuției noastre că la mijlocul secolului 16 regatul Ungariei a fost împărțit între da. marile puteri și că Principatul Transilvaniei a, a funcționat ca Principat autonom cu ghilimele mm -hmm. de rigoare pentru că de fapt și de drept nu doar că plătea tribut Sultanului, dar, dar Principatul Transilvaniei nu a renunțat la, la autoritatea întruchipată de regatul Ungariei sau ce rămăsese din regatul Ungariei, practic Ungaria superioară, Slovacia de astăzi, cărmuită de un monarh mm -hmm. Habsburg niciodată. Correct. Deci așa Habsburgii au, au considerat întotdeauna Transilvania un voivodat, în speță, după pacea de la Jitva Turek, din 1606, un principat, dar, dependent, cumva, cumva parte integrantă din regatul Ungariei pe care da. ei îl, 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 îl conduceau. Da, așa este. La sfârșitul secoieștii... Da, de da, acolo și așa... ce-mi put premizele negocierii... Sigur. ulterioarei înglobări în Imperiu. La sfârșitul secolului al XVI-lea, pe bun, și urmai a fost și tentativă de și ocupare exact. directă la da, 1552 da. 56 dar da, da. da, la sfârșitul secolului 16 XVI-lea, Transilvan... Principatul Transilvaniei, care era încă voievodat, apropo, Principat oficial, devine, cum am zis și înainte, abia de la, 1500... de la 1606, după pacea de la Jitvaturet. Uh -huh. Dar la domnie ajunge dinastia Sapoi. Primul, prim, primul ales este Ștefan Batorii de șimleu, de Familia Batorii. Ai spus apoi. Nu, nu, Batorii. Mă scuzați. Deci, 1571, Ștefan Batorii de Șimleu. Doar că el primește o slujbă mai interesantă. Exact. Și, uh, și devine regele și, și devine regele Poloniei și lasă la domnie în Transilvania pe fratele său, pe Cristofor. Da. Uh, Cristofor uh, a avut un fiu, pe Sigismund Batorii, pe care l-am evocat deja. Uh, doar că Sigismund a abdicat în, în 1600. Uh, Trei, pentru ultima dată, a Ai, de vreo 4 ori. Dată. Pentru ultima dată a aplicat de vreo patru ori uh, și nu a avut urmași de sex masculin. Și cu da. asta, uh, cu asta, linia aceasta a Batoreștilor se, se încheie. însă familia batorii a fost o familie foarte mare, Ei erau magnați, dar Din dar știu și mai există familia Batorii în și, Ungaria. Și în America există în America. Batorești. Uh, Au și opțiuni niște proprietăți în Transilvania. Doar că doar că uh, nu toți membrii familiei erau și bogați. Da, evident. De, erau rude, unii, unii erau, mă rog, baroni, magnați, și așa mai departe, și aveau și rudele alea mai sărace. E dintre rudele mai sărace este o, o ramură colaterală cu regele Ștefan Batorii, deci cu, cu, mm -hmm. cu, ște, cu regele Ștefan Batorii de Șimleu, și anume fratele său Andrei a avut un fiu pe nume Ștefan, care la rândul său l-a avut pe acest Gabriel Batorii. Uh, și el a început să se manifeste. Deci, și el față de Sigismul de Sigism era un soi de nepot. Nepot de văr. Nepot de văr. Da. Nepot de văr. Că Sigismul Bathory era văr primar cu, cu Ștefan Bathory, tatăl lui Gabriel Batorii. Uh -huh. Dacă suntem în preajma Halloween-ului, uh, Contesa nu era și a lui sau cea de genul. Uh, da, dar prin altă, prin altă ramură. RJ Dar nu era, nu, era de, nu era de șimleu. Nu, 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 nu era. Era din, era. din altă ramură a familiei. Dacă că, era din Slovacia mai. Să ne de. înțelegem că era deci era familia de Ecedia care s-a stins în secolul XV, era familia era ramura de Sanislofi, mai era ramura de de uh, uh, Simleu și asta la rândul ei cu, cu mai multe uh, și ramura de Nirbator, bineînțeles, că ne, ăștia erau principalii, da, și uh, cred că cred că Elisabeta era de, era din, din, de la, din la Nirbator, Nirbator da, da, da. și căsătorită cu Nodasdi. Nodaști. Exact. Ferenc da, marele luptător anti-otoman. Bun, reveni la Gabriel Batori. Bineînțeles că urmașa unei mari familii, unei familii de magnați, era un excentric, adică familia lui nu doar că a avut un rol în istoria patriei, familia lui era istoria patriei, adică Correct. strămoșii lui au luptat alături de Iancu de Hunedoara, au fost la curtea lui Matia Corvinul, au avut un rol decisiv în epoca bătăliei de la Mohaci, după aceea au fost aleși principii ai Transilvaniei, fi, nepot, frate de, de principe. nu frate nu, do doar nepot și, 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 fiul de principe. Bineînțeles, deci erau, erau niște superstaruri ale epocii. Și, și, cred, și, și, cred că la momentul acela, începutul secolului 70, era cea mai importantă familie. Printre, printre. Nu, cea mai, dar, mă rog, mai era și un Naudașdi, mai era și un Veșeleni, mai erau mai mulți. Da, erau, okay. Erau mai mulți. ok. Retrag. Dar, dar din, 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 din Ungaria răsăritiană, probabil că da, ei erau cei da. mai... Cei Aici mai, mă și gândeam. Uh, și din și, Transilvania El fără... este ales principe din Cătești. Este ales la Cluj, mă rog, după, după, după o domnie scurtă, de vreun an jumate, a lui, a lui Sigismund uh, Racoții, mm -hmm. care era un domn bătrân și care nu, nu, nu s-a mai prea implicat, nu mai prea avea el chef de problemele principatului, a și abdicat și a fost uh, ales în, în, în 1608, deși se manifestase deja ca pretendent în 1607. Uh -huh. uh, este interesantă văzut acum caracterizarea lui. Toți contemporanii sau cei care l-au cunoscut sau au știut povești directe despre el uh, au vorbit despre fondul bun al, al, al principiului. Era foarte tânăr, era practic abia ieșit din, din adolescență. Și, uh, și că ar fi avut un, un fond foarte bun, doar că anturajul l-ar -ar fi stricat. <laughs> și că ar fi uh, Și că ar fi avut o înclinație către, către uh, excese bahice și și ar fi plăcut și sexuale. Uh, exact, i-ar fi plăcut mai mult sau peste măsură sexul frumos și atunci a aclar da, era o femeie că adicum, pe era scurt multe. Așa, so. <laughs> și mai ales că a avut și niște mentori, niște <laughs> mentori serioși. pe măsură. Era, de exemplu, printre altele, unul și Imrefi, pe care contemporanii îl porecleau Ianuș Curva fi. <laughs> <laughs> uh, și bun, și alții mulți uh, care, mă rog, uh, lor corupe tânărul principe care, albine, ar fi avut o minte bună, educație, bineînțeles, uh, temeinică, clasică, toate cele, dar, uh, cum să zic, a fost mai atras de, de cele lumești decât de, decât de cele spiritualicești. Uh, um, uh, uh. Și se, zice, se zice că, scuză mă că te întreb, da, se zice că în momentul în care a fost ales la Cluj, Uh, ar fi zis uh, unul dintre magnații transilvanii, nu mi-aduc aminte numele, dar Solanții sau, sau nu știu care dintre ei, nu, nu, nu știu acum și nu-mi nu vine acum în minte. atât de important pentru important. important e că le-ar fi zis celorlalți din anturaj, vă zic zău domnilor, că potlogarul ăsta duce Transilvania de râpă, ceea ce s-a și întâmplat, după, cumva a avut gura aurie, Deci, aurită. ultimul batorii cap și principu. da, este după ui... ce vine Betlen, mă rog, intră familia da, sigur, Bethlehem și după ce Racuții și așa. Dar întrebarea mea, există o vorbă și ce-am găsit-o foarte mult, inclusiv în cărți, că el spunea, nu cred, dar în fine, când eram mai tânăr, o foloseam și eu, că spunea că pentru a conduce Transilvania trebuie să ai în buzunar cheile Sibiului acum cheia în sine, da. o înțeleg. E logic de ce avea nevoie de Sibiu. Dar totuși, care a fost problema lui cu Sibiu? Era atrăgător. Eu cred Bun. că tot... Ca să fac eu prezentarea orașului. Orașul era exact cum știm noi, acel oraș medieval. Era un oraș care făcuse față unor, unor asedii avea banii necesare, adică era o comunitate puternică din punct de vedere financiar, încă era puternică din punct de vedere financiar, e clar că și asta îl și interesat, de fapt, să aibă sprijinul acesta financiar, pe care cred că nobilimia deja răvășită de mult prea lungul război anti-otoman era sărăcită. Și mai Numai ales... Și în sau în primul rând și mai ales eu cred că Sibiu era cel mai puternic fortificat da, loc din Transilvania este, asta clar. în momentul respectiv, Alba Iulia trebuie trebuie să ne închipuim că la Alba Iulia nu era nimic la Alba Iulia era o bucată din zidul roman era un bastion, nu, bastionul a fost construit de Bethlehem, deci da, după. era o bucată din zidul Betlen, roman Bethlehem de fapt face fortificații Exact. și era, era o palisadă și cam atât da. deci nu, nu, în jurul bisericii sau în jurul episcopiei Sibiu episcopie, ca suprafață, Herman Fabin era ta asta Sibiu gotic, e comparabil cu Cracovia să spunem care era la regiunilor poloneze. Da, și uh, și arhitectul Fabini compară și cu Viena, acum Cu bine, poate acolo. poate ca Praga. suprafață, doar Praga. că nu Praga a, a fost nu a fost reședință nu, nu, nu. legală, vorbim nu a avut universitate, nu a avut episcopat, nu deci are multe minusuri față vorbim de, de marile orașe. vorbim de de suprafață. Deci vorbim acum strict urbanistic, de suprafață. Da, e, urbanistic, este da, este este, este este comparabil. Și deci miza a fost Orașul în sine nu că ar fi avut ceva cu universitatea să sească și era pur și simplu uh, tentația asta uh, exercitată de, de un oraș bogat asupra unui, unui principe în curs de afirmare. Vorbim totuși de un om care uh, a cam, avut... Cam ce vârstă avea când? Păi, la alegere, circa 17 ani, 18 ani. Deci era un adolescent plin de furii și de pofte. Da, și... și, e, și vorbim, ani, vorbim, despre, vorbim despre omul care i-a cerut sultanului tribut. Deci, nu... Chiar și cronicarii otomani îi recunosc ascensiunea ilustră și recunosc fondul bun și așa, doar că de asemenea recunosc că a fost mai mai degrabă îndrăgostit de vin și de femei decât de, de, de domnie și... Acum, bine, tributul a fost într-un fel justificat pentru că, de fapt și de drept, Batoru a cerut sultanului bani să întrețină trupe cu care se țină pe Habsburg în șah. Pe de altă parte, pe de altă parte, făcea joc dublu, pentru că și cu Ferdinand de Habsburg, Ferdinand al doilea de Habsburg, întreținea relații bune și pe de, se făcea că vrea să scape de, 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 de su suzeranitatea otomană. Bun, el intră în Sibiu... În decembrie 1610, sub pretextul unei diete. Asta e în principiu la... cam la. mă rog, e, imediat după perioada lui Mihai Viteazul. Da, un deceniu. Ca un deceniu, o deceniu distanță. Da. Uh, intră în Sibiu, uh, deci cu, cu pretextul unei diete, dar uh, într-un. Deci un nu mod, a sediat orașul. Nu, într-un mod foarte interesant, și anume în uh, trăsurile nobilimii sau a tixit trăsurile nobilimii cu oșteni după care urmau alte regimente de oșteni și alte trăsuri ale nobilimii iarăși tixite cu oșteni și tot așa. Și cronicarii epocii vorbesc de 20.000 de oameni, nu ar fi fost 20 de 20.000, că oasea Transilvaniei nu erau, dar în tot cazul erau mulți, asta e clar. Și sibienii uh, la o vreme au realizat, uite, nu știm pe, prin ce poartă a Sibiului a intrat uh, batorii. Poate sigur, dacă, venea, dacă venea dinspre Alba Iulia, cum se poate presupune... De, de, turnul, de pe, pe partea, Probabil are un pic logică, pentru că intra pe poarta turnului, după care, poate să explicăm foarte simplu, o lua pe Vinului, da. pe la Teatru Gongurga pe Odobescu, intra prin poarta care este astăzi în picioare și de acolo imediat primărie. Care era deja în casa altă Și, uh... și mă rog, proiecta că toată suita se ducea în piața mare și acolo. CBN, era, păi așa. în piața mare, ori și mers. sibienii în schimb, au realizat că ceva nu e în ordine și au vrut să ridice poarta, podul mobil. Da. Și atunci soldații au început să zbiere. Nu, nu, stați, stați, că principalul a nu intrat, nu a intrat. Și la sfârșit, după ce au intrat cu toții, călărezi pe de baturii au venit pe jos, singur, 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 singur el. Și a intrat ultimul pe poartă și i-a dat poruncă să 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 ridice poarta. Uh, și orașul a fost considerat ocupat. I-a acuzat pe Sibien de altă trădare, pentru că nu l-au primit pe uh, Vărus sau pe cardinalul Andrei Baturii după bătălia de la Șelimbă. Asta a fost pretextul. Deci, uh, pretextul uh, înaltă Bună. trădare a dizolvat universitatea, bineînțeles, a și nu a luat în considerare uh, acestă, această uh, dizolvare a universității și s-au întrunit la uni, universitatea nu era o realitate metafizică, da, nu era o exact, plădire exact, sau ceva, da. o, era o instituție și s-a întrunit la media și provizoriu trei sau patru mm -hmm. ani de zile. Uh, și uh, Mă rog, le-a cerut sibienilor dezarmarea, deci au făcut, să zice că au făcut în piața mare un morman uriaș de arme, sibienii și-au predat armele, deci nu armele orașului, arsenalul nu, și ale lor, ale ale lor, lor. cât ajungeau, ajungeau până la etajul 1, mormanul de arme, pe care bineînțeles le-au luat și, și le-au împărțit între ei mercenarii lui, veniți că... din Ungaria superioară, hai duci, unguri din, din Ungaria superioară. Adică Slovacete astăzi. Aproximativ, Haidu Soboslu, zona aia, că asta și înseamnă, Haidu Soboslu înseamnă da. zona liberă a haiducilor. Da. Deci, zona formată de, de antecesorul său, de Ștefan Bocicoi, da, mort în 1607. Interesant este că, deci revenim imediat la cazul Sibiului, dar interesant este că, deși transilvanenii au avut cumva speranțe în, în tânărul Batorii, Uh, și odată Rama pe față foarte repede. Da, deci el a, a fost, el a fost uh, ales în, în martie în 29 martie 1608 și deja în, uh, în iulie 1608 a făcut un raid din ăsta uh, în, uh, prietenesc de altfel sau așa mă rog, cu, cu o mină prietenească la Brașov uh, în care în tocmai ca voievodul uh, Peter uh, de Sandur și Bozin s-a manifestat cum nu se poate mai urât. Deci i-a obligat pe brașoveni să se răscumpere, le-a cerut băutură, mâncare, peste, peste drepturile pe care, și libertățile Pertu. pe care le aveau față de el. Asta era la 1608. Și peste 2 ani de zile a avut loc această ocupare, cum zic cronicarii, asta mârșavă. Alt, dar asta e cu totul altceva. Cum vorbim serios, este cu totul altfel decât un chef prelungit pe care l-a făcut uh, el, cel din tâi la Cluj și cel de-al doilea la Brașov. Aici a fost o, un conflict. Da, a fost un conflict. Deci, și politic, bineînțeles, că a, a, a dizolvat universitatea să sească și mai ales i-a închis pe membrii magistratului în, în, primărie, în casa Altenberger și să zice, să, mă rog, cronicarul Sighișorii Georg Kraus zice că una dintre amantele lui l-ar fi convins Beat fiind să-i execute pe toți și totuși, totuși în ultimul moment s-a răzgândit. Aici este o, o, poveste interesantă că toate casele din orașul de sus au fost ocupate de, de mai mari oștii lui. Da și uh, de oșteni și chiar cronicarii se întrec în a enumera, în a enumera atrocitățile și... Știu și că mulți au fost alungați din Sibiu. Mulți dintre au plecat, au, de familie. Au, au, au fost alungați sau au plecat de bunăvoie. Da. Au, 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 părăsit Sibiu și s-au mutat la Mediaș. În tocmai în ideea de... Și unii la, la și, Sigur că da. Și, dar bine, uh, ora, celelalte orașe din Transilvania când au văzut că când au văzut că Batorii este, mă rog, este pus pe, pe căpătuleală, să zic așa, pe spezele lor și au închis porțile în fața lor. lui. serios, pentru, pentru comunitatea germană dintre astea a fost o lovitură ocuparea Sibiuului până. La urmă. Bineînțeles și dizolvarea și dizolvarea exact. temporară a universității da. să asta, asta a însemnat. Da. Na, dar revenind, deci cronicarii se întrec în a, a descrie atrocitățile și și chestiile cumplite pe care pe care oferi au avut loc violuri, știu că au avut loc chiar și furturi, furturi distrugeri furturi. și așa mai departe. chiar ziceau că au de băgat că și niște ucideri. Case, au, au băgat cai în case și au scos le-au scos capetele pe ferestrele din de la stradă. Da. Au scos capetele cailor și așa. Acum, bine, cronicarii știm că mai și exagerează, și cu atât mai mult deplâng, deplâng soarta fetelor și nevestelor cinstite, uh -huh. ale sașilor care mergeau, se, se, se machiau și se îmbrăcau ostentativ și mergeau intenționat pe, pre, prin piața mare pentru a fi racolate de, de mai mari oștii sau poate chiar de principe și mă rog, cronicarii de plângă această, această decădere morală, dar de, de specifica că suntem în plină epocă baroc în care așa ceva era inadmisibil, deci nu, nu se putea concepe așa ceva. Da, de fapt, influența Și, și cine, rețină. sigur, și cine, cine l-ar fi convins pe, pe să nu-i ucidă pe magistrații mm -hmm. închiși în casa Altenberger, deci în primărie, ar fi fost unul dintre comandanții săi de oaste care, beat fiind, rezida undeva în, în orașul de sus într-o casă ale cărei, ale cărei ferestre dădeau cumva spre Alba Iulia, încolo. Și beat fiind, poate pe centumvirilor, da, în, zona, în zona aia. În zona aia. aia da. Și a, așa mi-închip și eu undeva, sau, sau poate pe tribune sau da. că și de acolo se vede, se vede foarte faină panorama. Dar asta asta scrie chiar Georg Kraus, că s-ar fi așezat beat pe un scaun lângă fereastră și a dormit cu capul sprijinit de pervaz. Și în beție, și. Deci, în semi-trezie, așa, în semi-som, semi-trezie, a avisat că de, de deasupra uh, orașului Alba Iulia se ridică un balaur de foc care cască gura mare, mare, mare și dă să înghită mm. Sibiu cu totul. Și atunci s-a trezit uh, repede din somn și din beție și din toate și a realizat că, că nu nu ar fi bine să-i să că să pească pe, pe magistrații Sibieni și l-ar fi oprit pe batorii de la de la această crimă în masă, dar cronicarul interpretează și altfel, că uh, Balaurul care se ridica din spre Alba Iulia nu era ni, ni, nimeni altul decât Bethlen care se certase cu, cu batorii, după vreo 2 ani în care au fost colaboratori, în care a fost principalul sprij sprijinitor al lui batorii. Corect și cu sprijinul otoman apoi a luat domnia Transilvaniei la sfârșitul anului 1613. Dar de ieșit a ieșit urât de tot treaba în sensul că numai că s-au certat, dar tânărul Pentru Batori că și de tot. Dar, dar tânărul Batori fi, iar, -ar fi rănit cu o lumânare aprinsă pe care ar fi înfipt-o în față și în barbă lui, 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 lui uh, uh, Și atunci au plecat la turci, în le-au cerut ajutorul și cu ajutorul turcilor au reușit să ia domnia. El stă în Sibiu, nu stă un an întreg sau... Uh, nu, că stă trei. Deci dar din... nu stă complet, non-stop. Nu, stă, permanent, nu stă permanent, dar, dar și-a și, -a, și -a așezat reședința la Sibiu, fără doar și poate. Și, și uh, deci putem adăuga violul și, și, și capitală, de... <laughs> da, trei no, ani de... Deci din decembrie 1000, 18... 1610 și până în, până prin octombrie când a pierdut domnia 1613 capitala Principatului a fost aici la Sibiu, uh -huh. deci reședința principală a lui Batorii, că la început anului 1611 a avut o campanie în țara românească pe care a pierdut-o mă rog, lamentabil. La, lamentabil dar din porunca Sultanului i-a poruncit să, să predea domnia țării românești lui Radu Mihnea uh -huh. i-a predat-o dar până să vină Radu Mihnea s-a întors Radu Șerban din Moldova cu ajutorul lui Constantin Movile și a recuperat da, da. Țara Românească. După aceea a avut o campanie în în țara Bârsei, tot în 1611. Și atunci putem spune că chiar dacă el părăsea cetatea, el își lăsase niște oameni de încredere aici care, da. într-un fel sau altul, au continuat această. cum să spun. domnia uh... terorii, poți să-i zici. Această teroare, da. A fost da. practic o domnia a terorii, deci pentru saș a fost catastrofal. El de asta și rămâne până în prezent cel mai urât. Da, inamicul public, no, da. public numărul ne așa am și numit atunci întâlnirea inamicul public numărul 1 al Interesant deci că în 1613, tocmai deci când a venit uh, uh, Gabriel Bethlen de data asta cu ajutorul pașei de Silistra Oceacov, dar ar veni, nu a venit peste țara lumească ci dinspre Timișoara, dinspre, da. dinspre vilaietul de Timișoara, nu s-a ajuns la o bătălie ca atare, doar că principele, deci Batorii s-a retras la Oradea și acolo a fost omorât de doi, de doi dintre apropiații săi, a fost împușcat și, și străpuns cu, cu sabia. Tactica tipică a acelei perioade. În, în, trăsură, a ieșit la o plimbare și, mă rog, cei din cetate erau înțeleși cu, cu conspiratorii, au ridicat podul să nu cumva să poată fugi înapoi spre cetate. Și conspiratorii, unul l-au împușcat și celălalt l-au străpuns cu, cu sabia. Da. Și culmea, mulțumita lui Bethlen pentru, pentru faptul că l-au ucis pe, pe bateri, Au fost că s-a întrunit dieta la Mediaș, Sibiu era încă ocupat, s-a întrunit dieta la media, și i-au mm -hmm. aruncat din, din turn. Uh, dar nu din turnul Sfântei Margaret, de Bisericii Sfânta Margareta, ci din turnul Bisericii Franciscane pe cei doi. Unde e muzeul de istorie. Unde e muzeul de istorie. De I-au defenestrat. Pe, da, arăz, pe de de... era la modă, foarte la modă. La, Praga, la Praga, peste câțiva ani. Exact. Nu, deci asta a fost în 1613, la Praga în 1618, a doua defenestrare, cum a mai toate, fost una da, în secolul XV. Da. 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 În care pacea Bethlehem se duce la război și este, e, face da. parte din primul capitol al războiului. Și, da, 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 da. Deci, asta, asta, este interesant că la scurt timp după, deci la zile după ce s-a întors uh, Betlen, sau după ce Betlen a luat principatul Transilvaniei, sa au, s s-au dus în dele mare delegație mare la curtea sa, și-au cerut restaurarea Sibiului. Și-au și, și primit-o. Deci da. există articole diet, articole dietale din octombrie 1613, prin care în, în 3 sau 4 articole este reglementată cedarea, cedarea Sibiului, ceea ce a și avut loc în 1611. Dar se poate spune, se poate observa o ruptură. Deci lucrurile nu au mai fost aceleași, da. deci, fără doar și poate. Și eu zic orașul să știi că cu greu își revine. El are o relație bună cu... Economic drept, nu și-a mai economic revenit niciodată, niciodată. Deci Nu a ajuns la splendoarea din da. dinainte de ocupația da. asta și mai ales dinainte de războiul, de războiul. Cel lung război de 13 ani Așa este. nu și-a mai revenit niciodată Sibiu. Și, și nici noi ne-am reinventat. Asta Ador, este din... un, un mare. Dumitru Budurele, când a făcut filmul acela cu Sibiu 825, asta și a spus că el a văzut permanent ideea, capacitatea de a se reinventa cumva Sibiu. Și ne au reinventat într-o capitală de provincie, mare principat, și apoi acea industrializare altfel, prin canalizare, electrificare și acum cultural, iată, că ne reinventăm. M întrebai Dar că... exact, un oraș cum a fost, numai. mai... Mă întrebai că de ce, de ce Batori a calitatea fost... caselor, apropo. Da, Păi ai, ai case splendide avem. până prin da. secolul 16, exact. după aceea nimic până în secolul XIX 80... și după Mai avem la final de XVIII, câteva palate. Da, palate, da, case, zic, case, așa, nu. și după aceea 19. Da. Deci hiatusul ăsta se da. poate vedea și pe arhitectura orașului. Dar mă întrebai înainte de ce, de ce a fost atras Batorii de, de Sibiu. Um, explicație, o explică... Una dintre explicații ar putea, ar putea uh, să ne ofere Georg Reichsdorfer, care zice că este care era Sibian Care era Sibian, mă rog, din din, din, din Richiș, da. originar familia lui e originar din Richiș Dar a mutat la Sibiu destul de repede Și, mă rog, în, în facțiunea lui Ferdinand de Habsburg exact. și așa mai departe scrie o descriere a Transilvaniei și zice Zibamburgă este o țară foarte frumoasă, dar nu are decât un singur oraș, Hermannstadt Deci el celelalte orașe, Brașov, Bistrița Mediaș, nu le considera orașe deci un, ora, un oraș, ceea ce ar fi înțeles dacă în, în mergem, percepția și, da. în, și, în, și, în, și în sistemul de valoare a europenilor da. sau a centrali europenilor, era doar Sibiu. Aș trebuie să spun că așa și este. Da, evident că și celelalte erau orașe, că și astăzi, dacă mergem în Italia și auzim, auzim de Pavia sau de Temice, orășele care, dar exact ce spui tu, în percepția a ceea ce înseamnă un oraș în acel moment, început de secolul XVII, ce, sfârșit de, deci, perioada aceea de trece de la Renaștere spre Baroc, cum ai tot menționat și am, am tot spus aici, da, orașul era unicul care în acel moment era. Și a, a avut acea rupere. Brus. Și bineînțeles că i-a făcut cu ochiul lui, lui Gabriel uh, da. Batorii, uh, pentru că era mult, era altceva decât Alba Iulia. La Alba Iulia era practic palatul, da. era catedrala romano-catolică, bineînțeles, asta ortodoxă nu, nu, ex, nu se punea problema de existență. Și câteva case care deserveau foburgul, da. uh, așa, foburgul uh, 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 reședinței, și asta era tot. Știi că la Sibiu într-o casă, emblema batoreștilor. Nu, uite, asta nu știam. Avem. Nu știam asta. Este povestea celei, e chiar lipită de Brucântal. O să te duc, dar pentru cei care nu urmăresc, o să mergem împreună. Este exact casa lipită, deci când tu la Muzeul Brucântal, în dreapta, și acolo este povestea celei Johanna Balk, dacă nu mă înșel, sper să nu greșesc numele, dacă greșesc în ce mii de scuze, care a refuzat avansurile da. lui și s-a sinucis. Mm -hmm. acolo, da, se spune că acolo ar fi locul. Povestea, povestea este consemnată de Kraus, de George de de Kraus. Da și este exemplu într chiparea virtutei, virtuții. Era, era, ca un răspuns al celor doamne care se perindau prin piața mare, iată că virtutea luterană, creștină, să și, că este această Și bineînțeles era, era un membru al patriciatului. Da, era, doamna Ei, soțul Balkan. Era Da, și deci a preferat exact să, să moară decât, să, decât să, să, cedeze avansurilor libidinoase ale principiului. Și dacă intri în casa aceea, acum este un magazinul german de magazinul german de lângă muzeul Brocantal. Pe, pe, în partea dreaptă, când stânga pe strada Brocantal. Da. exact, când te duci de la muzeu la muzeu de istorie. Dacă intri în acea casă care merită, are, ar trebui să avem un destin mult mai frumos, este, să spunem, între surprizele când mai fac, mă plin cu prieteni prin oraș și le arăt, pe lângă care un scripete medieval spectaculos, are jumate de cuptor, are picturi murale, are încadrăminte renascentiste, are tot ce vrei, pe un perete are și stema familiei Baturi, acel dragon care își înghite da. coada. Care se strangulează cu copiul da, Este Așa, acolo. interesant. Nu știu care etapă de familie, că aici poate rugăm pe domnul Itu să, să ne explice ce și cum, dar este o etapă a familiei. Ar putea, este ar putea, putea fi și de la, la Sigismund. Adică... Posibil, nu știu. Aici da. nu vreau să... să introduc, da, dar zic, dar este ar putea fi. E foarte interesant. Liviu, propun să ne oprim, că dacă continuăm... Uh, uh, nu terminăm în cinci ore. Bineînțeles. Și, și poate ne mai interim... se, poate, se poate susține un curs universitar oh, da. de un semestru cel puțin exact. pe tema Exact. să deci... știi că rămâne deschisă pentru orice temă, o putem gândi împreună sau dacă o ai. Interesant este că aceste vizite vizite ale capitolului în coronă o continuă. Avem renumită la vizita lui Iosif al II-lea în secolul XVIII, în care Sibiu s-a mândrit. Dar despecificat faptul da. că împăratul a venit incognito. Deci nu au fost vizite oficiale, au între royal. Împăratul... F aici e discuție, că totuși una a fost acceptată, că până la să pui pe primăria orașului Dita mai... Placa că te toată lumea împăratul. toată lumea știa că vine împăratul dovadă că de-a lungul avem drumului emise, din câte știu, de dovadă, dovadă, că de lungul drumului îl așteptau fel de fel de de oameni petenți. cu jalbe și da. cu petenți petenți, cum zici și tu dar nu era o vizită oficială. Da, în sensul deci să da, da. nu nu avea alai. El purta o simplă uniformă de 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 Bine, vânător. Asta Iosif deci... este, da, este... și să nu uităm că eu faldoile se duce în casa lui Hochmeister. Adică, eu nu știu. Este o mare, este o mare onoare, dar chiar să te duci la om în casă, Era primar Hochmeister în acel moment. Uite, la Nu vreți să-mi faceți o vizită până la mine? La Dumbrăven, de exemplu, l-a vizitat pe farmacistul Izee. Exact, exact. Și, la, și farmacia lui Izecut stă în picioare. Și asta este tot farmacie. Și sus la etaj, mine, astăzi cred că schiriaș nu știu ce acolo, dar, dar, în casa respectivă a fost Iosif al doilea. Singura casă deci, <laughs> pe care o poți data cât de cât. Deci 1772. Așa este. Mai avem, ca să continuăm după aceea, cred că toți împărații vin pe la Sibiu. Unii îi facem și statuie în viață, fiind Franț uh, cel din de, de pe zidurile cetății. Franțioze vine și ne finanțează Dita mai uh, spitalul. Și mi se pare Francis, nu? Uh, El este, bine, am spus Franțioze. Da, da, Francis, Francis, da, da. Francis al doilea. Da, da. Nu mă gândeam că zici de Franțioze, de asta. Nu, 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 Franțioze urmează. Da. Și termine chiar și casele, capetele regale românești cred că, nu, nu, de la Ferdinand toți au fost la Sibiu. Uite, aici ar merita să faci o emisiune cu un, contemporanist, da. cu un contemporanist care să evoce în mod similar sau, mă rog, da. după, 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 propriile, după, propriile, cunoștințe, vizitele capetelor încoronate din secolul 19 20 la Sibiu. Ultima că... Ultimul este cel al treilea, dar aici am menționat că nu, nu ca și rege, ca și principe moștenitor. A venit la Sibiu anul acesta a fost ultimată. Da, înainte în stat, de, înainte de, alegere, de dezul, alegere, alegere, în coronare. Exact. Avem câțiva regi, avem și vizita aceea fugitivă și fugară a regiului Suediei, un rege al Greciei care vizitează Sibiu pentru niște concursuri de hipice la hipodrom, <laughs> foarte serios. Avem, avem până la urmă doi papi care vizitează Sibiu, ultimul este cel din funcție Francesc I, dar mai avem și pe unul înainte, Sixt, sau nu știu câte le -a, recunosc, dar înainte de a fi numit papă, dar era deja un prelat foarte important. Cardinal, cel puțin. Era cardinal, da. Așa, deci avem niște plus alte personalități care, să zicem, vizitează. Eu aș vrea să fac continuă despre turneului Franz Liszt la Sibiu pentru că este ceva spectaculos și merită și omul ne lasă și o suită și concertele și eu tot timpul spun că era Bon Jovi al secolului 19 Da, da, era, era. foarte poate. Dar exact, vorba ta, mai avem și alte capitole Liviu, încă o dată, mii de mulțumiri Îți mulțumesc eu și pentru invitație Ne revedem, Vouă, vă mulțumesc foarte mult, sper că nu a fost foarte lung dar nu cred și recunosc eu aș mai fi stat câteva ore, nu, nu mă ascund după vorbe a fost prea frumos. Mulțumesc încă o dată în o Consult, Gama, SRL, Sibiu, Mihai Uniții, Brocaraj în și prietenul meu Lucian Hunia pentru sprijinul financiar, lui Răzvan Marco și Florin Bădilă pentru că mă ajută cu partea tehnică, Beri B13 pentru că ne, ne, acceptă gâturile uscate și vouă în principal că ne urmăriți și fără de voi știți cum se spune, nu, nu ar merita să facem astfel de întâlniri și sper eu cât mai interesante așteptăm și propună și chiar și de teme, de ce nu, ne puteți unui pe YouTube, Academia, Spotify și Google Podcast. La revedere!